Bună ziua, aș vrea să am o consultație. Dacă trebuie achit. De multe ori se întâmplă încă ca unele familii să se aventureze în nașterea unui copil fără prea multă pregătire. Fugim în stânga-dreapta la farmacii după sute și mii de medicamente pentru că vrem cel mic să fie liniștit. De ce să fie liniștit? Un antibiotic în momentul în care este aruncat în corpul copilului, dacă acesta nu are nevoie de el, acest antibiotic nu că pur și simplu o să iasă pentru actul digestiv afară. El lasă urmări. Absolut, în tantrumul copilul trebuie să-și trăiască tantrumul, pentru că dacă el nu-și trăiește tantrumul, el înțelege o singură lecție de la noi. Eu nu trebuie să-mi exteriorizez emoțiile. Până la 2 ani, copiii categoric nu trebuie să aibă acces la ecrane. Momentul în care încercăm sau ne apare această idee ca să ne comparăm copilul nostru, trebuie doar să ne oprim la un singur gând. Dar dacă copilul meu mâine m-ar compara pe mine ca mamă sau ca tată cu altă mamă sau cu alt tată? Sunteți gata? Wow! Ana, transmite și mie! Desigur! Unu, transmite-ți-mi! Ana, transmite și mie! Vei transmite și mie? Nu tu, Ana! Hei, fato! Trimite și mie! Sigur! Salut, sunt Dorina Agachi și vorbim la 1 noaptea. Nu cred că eu am ales-o, cred mai mult că ea m-a ales pe mine. Dintotdeauna am știut că am să fiu doctor. Deci probabil m-am născut cu dorința asta, pentru că nu am împrumutat-o de la cineva sau să o fi văzut. Mi-am dorit dintotdeauna. Eram copil în clasele primare și scriam diferite compuneri sau eseuri despre ce înseamnă să fii în halat alb. De ce se îmbracă doctorii în halate albe? Deci cumva fel de fel de compuneri, pentru că așa le ziceam atunci, eseuri despre ce o să devin în viață, foarte inexplicabile pentru, probabil nici pentru mine la acea vârstă, dar nici nu puneam foarte multe întrebări, de ieșeau așa din ceea ce se numește eu-ul meu interior. Am avut o situație destul de așa, acum putem să râdem la tema asta. Eu sunt originară dintr-un sat din Republica Moldova, din centru, Republicii Moldova, și era gunoiștea comună, știți? Și noi știam că la gunoiștea comună sunt foarte multe sectoare unde se ducea gunoiul atunci, toate deșeurile astea nu foarte organizate, dar știam foarte bine că este o zonă cumva prin sat se ducea așa undă despre faptul că acolo se duc foliile de la medicamente, sticluțele, da, era așa o parte și auzisem despre această zonă și m-am dus cu un vecin din Mahala ca să adun într-o geantă. Și am venit acasă, clar că mamica mea mi-a zis multe și de toate în acel moment, pentru că era corect. Am făcut-o asta că mă pregăteam despre faptul că o să fiu doctor și o să-mi prind bine toate aceste lucruri. Bine, la acea vârstă eram sub 8 ani, sub 8 ani eram, și se simțea în momentul ăsta că îmi doresc foarte mult să fiu tot ce se numește cu medicina. Nu mi-a fost ușor deloc, pentru că în acea perioadă de studii era foarte anevoios și acasă gradul de, hai să spunem așa, de ajutor și de implicare. Părinții au fost în permanent sprijinul moral, sprijinul de poți, atunci când nu mai poți, sigur mai poți, dar era și partea financiară care era destul de anevoioasă, dar așa, fiind iarăși de fire foarte implicat întotdeauna, am început să lucrez foarte devreme. Practic, acum câteodată mai fac și glume că foaia aia galbenă care s-o dă în momentul în care te angajezi este încă făcută pe adeverința de naștere. Și începusem să lucrez în acel moment și am zis că ok, hai că poate o să facem față. Am mers către universitate și am aplicat atunci deja la universitate pentru a fi inclusă. Sigur, am fost inclusă la Facultatea de Medicină Generală, care e și implică 3 ramuri până la urmă, Universitatea de Medicină Nicolae Testimițanu. După, dintotdeauna știam că dacă și ajung să mă fac doctor, deja am să lucrez întotdeauna cu copiii. Pentru început îmi doream foarte mult oncologia pediatrică și chiar în anul 6, da, în anul 6, în momentul în care noi finisăm 6 ani de medicină generală, avem o curiculă universitară care ne obligă să facem o teză de medic. Și atunci am făcut-o în Institutul de Oncologie. Ulterior mă gândeam și la chirurgia pediatrică, dar exact în, deci de luni am început să aplicăm pentru rezidențiat și în ziua de sâmbătă, în ultima zi,
în zi posibilă ca să fie admiterea pentru rezidențiat, am mers împreună cu, atunci era prietenul, da, și acum actualul soț, și împreună cu, atunci era colega mea de facultate, actuala fină de cununie, zice, hai, de cumva noi ne ziceam deja Nașa și Fina, zice, Nașa, tu dacă o să te duci în chirurgie pediatrică, tu nu o să mai fii acasă. Ea zicea pe stânga, actualul meu soț atunci a prieten pe dreapta, dacă alegi chirurgie pediatrică, eu nu te mai văd niciodată. Și atunci am zis, hai să pun pe prim plan pediatrie. Și așa s-a început, deci toată, din 2013, toată istoria de a deveni Dorina Agachi, medic pediatru. Am trecut prin faza de rezidențiat, la moment școala de doctorat este finisată, sunt la etapa de susținere a tezei de doctor în știință. Și iată așa un curs lung, foarte lung, al întregului scenariu de a deveni doctor. Pentru că atât timp cât asta se întâmplă cu o satisfacție majoră, da, și ceva important, întotdeauna mi-a făcut plăcere ceea ce fac. Probabil că asta și este acea bază sau acel pilon care te determină să mai faci, să mai vrei. E o continuitate și, de fapt, nu simți decât satisfacție. Chiar dacă asta este cu acele doze de oboseală, de acea, chiar uneori și burnout-uri, pentru că n-ai cum. Noi suntem de firea noastră în momentul în care începem să ne implicăm, să nu prea simțim acea limită foarte, foarte sensibilă, cu uite, e timp un pic să mă opresc, știi? Și momentul ăsta uneori te poate duce într-un soi de neurastenie totală, dar iarăși sunt familia, copiii, emoția asta atunci când ai o familie foarte, foarte recunoscătoare sau satisfăcută, copiii care se fac bine, copiii care îți lasă niște mici desene, așa, stângați și folate și vin cu atâta satisfacție și cu ochii ăia plini că uite, am pregătit ceva pentru doamna doctor sau pentru, cum unii mai zic, tanti Dorina sau zic doctorașul nostru, depinde, copiii cumva încearcă să stabilească această relație cu doctorul și asta este minunat, asta e pur și simplu ceva fantastic. Un copil mic în momentul în care are o suferință și el încă pe lângă toate astea încearcă și să facă o relație de prietenie. Și toate chestiile astea luate împreună sunt o doză de energie impecabilă. Deci cumva probabil că cuvintele nu ajung ca să exprimi toată esența asta care te hrănește până la urmă spiritual și vrei să continui. Cea mai mare greșeală, în momentul în care încercăm să facem cooperare cu copiii, o facem prin mecanismul de a speria. Noi nu primim o cooperare prin faptul că el a înțeles că trebuie să facă ceea ce l-am rugat să facă sau pentru că el vrea să facă ceea ce ne-am dorit noi în acel moment, dar el o face doar din teamă, din frică. Și cumva s-a creat acest stereotip la foarte, foarte mulți copii și continuă să se creeze, pentru că încă foarte toxic este prezent acest fenomen de a speria copiii cu doctorul. Și doi, da, se întâmplă cu părere de rău din cauza mai multor factori, unii dintre colegi, să fie cumva, deci la nivel mai puțin relațional, empatic cu copiii. Există momentele de frustrare, de oboseală, de vârstă, de probleme de acasă. Deci noi oamenii suntem cuprinși de toate aceste valori și nu deconectăm o chestie cu alta. Și momentele astea duc spre foarte multă a strica relația între doctor și copii. Eu întotdeauna spun, pediatru trebuie să fie văzut nu ca doctor, dar ca un prieten al familiei. Pentru că până la vârsta de 5-6 anișori, totuși cel mic merge destul de des la doctor, din cauza perioadei de adaptare la grădiniță, când sunt îmbolnăvirile cele mai frecvente, pentru că ei cumva sunt mai vulnerabili și înhață mai rapid decât adulții. Totuși există această perioadă fiziologică, care o cunoaștem cu toții, de până la 4-5 ani când se maturizează sistemul imun și vrem noi sau nu vrem, asta implică îmbolnăvire. Iar îmbolnăvirea înseamnă plecarea la doctor. Însuși fenomenul de îmbolnăvire al copilului deja pentru el este un șoc destul de stresant. El o descărcare neurochimică destul de mare. Copilul are nevoie de empatizarea asta din partea familiei, dar foarte esențial din partea doctorului. În cazul în care noi nu o să empatizăm cu copilul și nu o să stabilim această relație de prietenie, cel mic nu o să se deschidă în totalitate către noi. Și asta ar putea, unu, să avem un pic de lipsă de a identifica toate semnele la el, pentru că dacă nu avem acea cooperare, am putea să nu putem să le examinăm în totalitate, am putea să ne scape ceva care este foarte esențial pentru ulterioarele indicații care o să le dăm copilașului. În același timp, și copilul ne dă semn dacă el rezonează sau nu cu acest doctor. Dar rezonarea între copil și doctor va fi și pe principiul rezonare părinți, doctor, copil. Acest triunghi este foarte important să fie. Eu întotdeauna zic așa, nu există un doctor cel mai bun pe toată lumea. Nu există așa ceva. Nu există un doctor care să poată să examineze toți copiii lumii. Există doctor pentru fiecare
copilaș și există pacient pentru fiecare doctor. Deci această interrelație o vor stabili cumva părinții, ca și urmăritori dintr-o parte, dacă rezonează părinții cu acest doctor, pe modelul de cum se comunică, cum se examinează copilul, pe modelul cum mă întreabă și cum li se răspunde, cât este de accesibil și așa mai departe, pe multe, multe principii între părinți și doctor, asta este jumătate din relația deja ulterioară cu copilul. Asta înseamnă 80% din tratament și eficiența tratamentului, pentru că dacă părintele nu rezonează cu doctorul, va pune la îndoială fiecare din indicații. Și această, așa, cumva îndoială în ceea ce zice doctorul, automat știrbează din disciplina acestui părinte vis-a-vis de indicații. Și dacă indicații nu s-au făcut disciplină, cine are de suferit? Doar cel mic. Dacă părintele este deranjat în momentul în care așteaptă un pic, să zicem, la ușa doctorului și în momentul în care a intrat părintele foarte supărat, foarte cumva deranjat de acest lucru, îi transmite copilului această stare de încurdare și copilul nu se relaxează în relația cu acest doctor. Deci, exact, e lipsa aia de încredere la părinți către doctor și începe și copilul să resimtă această stare. Și gata. Consultul ăla este pe jumătate practic efectuat, este pe jumătate auzit de către părinte ce a zis doctorul. Doctorul resimte această tensiune și cumva s-a creat așa o explozie de emoții fără ca să meargă totul uns pe pâine, da? Și momentele astea trebuie fiecare părinte să le conștientizeze. Îmi aleg medic pentru copilul meu în modelul în care simt eu că rezonez cu el. Dacă este vorba despre 100 de păreri medicale. Da, părerile cumva cu părere de rău se cam împart, dar în același timp, pe aceeași model de părere, un doctor poate să indice un pic mai multe indicații, iar altul mai puține. Ăsta cu mai puține deja are, să zicem, o anumită experiență și el zice că uite atât este și a văzut eficiență. Și începe un părinte al doilea, al cincilea, al nouă să vadă că uite la mine merge exact cum zice doctorul respectiv. Păi eu mă leg în acest drum. Ăsta este biletul care mi-l iau eu pentru copilul meu. Iar altul zice, știi, eu mă simt mai în siguranță dacă îi dau pastiluțe, picăturele și așa mai departe. Până la urmă, unul îi face foarte mult, dar eu mă simt că îi dau ceva copilului. Și atunci acel părinte, de multe ori, are nevoie de niște indicații ca să simtă el că este ok, că eu, uite, fac ceva, nu că doar îi dau niște apă și îl hidratez în viroză, dar lucru care atât și este nevoie. Dar i-a mai picurat un pic nasul, i-a mai stropit un pic gâtul, până la urmă asta e o chestie de, așa, placebo, dar părintele se simte bine, păi el o să meargă la acest doctor. Și copilul se simte relaxat, părintele mulțumit și lucrurile merg bine. Și trei, ar mai fi un element, echipamentul medical. Ușor, ușor, asupra acestei noțiuni de halat alb, copiii încep să aibă această fobie de halat alb. La ei se asociază tot ce e halat alb cu o chestie că acuși va fi injecția, acuși va fi momentul de durere, îi se mai aduce în amintire unele sperietori care le-a aruncat mama, tata, bunelul sau alți vecini. De aceea, de multe ori, pentru medicul pediatru este necesar să fie acest echipament un pic mai vesel, un pic mai, așa, mai friendly pentru copil, ca să se simtă el mai relaxat, da? Și modelul ăsta în care se intră și se începe a zâmbi, a se mai arunca câteva ce faci, cum îți merge, da? Copilul începe, opa, stai un pic, parcă nu sunt la doctor, parcă am venit la terenul de joacă, cineva mă întreabă, parcă sunt la mătușa. Desigur, sunt copii cu diferite forme de temperament, de model de a face relații cu cineva. Nu ai cum în decurs de 20 minute să-i schimbi total viziunea copilului pentru a stabili relații cu cineva. Iată, aici apare doar două ramificări. Fie părintele, el știe că cel micuț destul de greu stabilește o relație și da, va fi poate cu plâns, va fi cu supărare, dar e o chestie care oricum se va întâmpla. Deci, indiferent dacă o să stăm noi o oră și o să discutăm sau o să stăm noi acele 20 minute, pentru că asta este prevăzut 20 minute să fie consultația, oricum copilul va ține o gură. Și avem foarte multe situații din astea. Da. Și e o chestie care totuși părinții ar trebui mai mult un pic să lucreze acasă la acest capitol. Și nu doar că ține de relația cât vizităm doctorul, dar e doar o chestie pe care treptat acest copil o va depăși cu vârsta. Treptat acestui copil trebuie de vorbit cât mai mult despre momentul că va fi pregătit pentru o vizită la medic, va merge în vizită, va merge la frizer, va merge la stomatolog, va merge să aleagă o haină și să o măsoare și poate se va apropia vânzătoarea din magazin și va asorta cămășuța cu sacou, adică momente care vin să-l pregătească pe copil. Și dacă unii copii au nevoie de mai multă explicație, de mai mult timp, noi doar o să-i oferim acest lucru. Dar o să empatizăm până la limita în care el ne va da voie să facem asta cu el. Dar dacă copilul totuși pune bloc și el vrea să plângă în momentul în care eu mă uit în urechi sau mă uit în gât și părintele știe că
ne ia mai mult decât 3 ore. Noi nu o să putem să-i oferim aceste 3 ore. El o să plângă, noi o să-i comunicăm, îmi pare rău că, uite, s-a întâmplat să-ți provoc acest plâns. Nu am vrut ca tu să plângi. Și părintele asta îi va comunica încă câteva zile și săptămâni acasă. Eu știu că noi când mergem la doctor, pe tine asta încă te stresează și pe tine asta încă te deranjează. Doar că, uite, noi nu am mers pentru ca să-ți facem ție asta intenționat. Noi am mers pentru că tu ai o problemă de sănătate. Doar doctorul este cel care poate să te analizeze. Și copilul treptat, vorbindu-se despre asta și simțind că, povestindu-se după ce s-a întâmplat vizita, că uite, de fapt nu te-a durut nimic, a fost pentru tine poate stresant, dar hai să încercăm împreună, hai să facem asta acasă, hai să exersăm acasă, să ne imaginăm că eu sunt doctorul. Și uite, cam în același model și doctorul se uită la tine și copilul treptat cu vârsta începe să depășească. Și iată, poftim relația frumoasă între medic-pacient, adică micuțul nostru, și familia acestuia. O să treacă încă vreo 50-100 de ani și apoi o să avem o relație mult mai frumoasă, cred eu, între copii și doctori. Adică îmi doresc asta. Vreau să cred în asta. În momentul în care copilul este în burtă, în acel moment deja noi avem obligațiunea de a începe să ne responsabilizăm față de acest copil. De multe ori, cu părere de rău, părinții se uită la fenomenul: dacă am un copil, el trebuie să-mi spună mie mulțumesc, da? Adică mulțumesc pentru ceea ce fac, eu mă strădui pentru el. Marea greșeală. Copilul nu a ales, nu el a decis, da? Să vină în această familie. De fapt, noi am fost adulții care ne-am luat această decizie. De multe ori se întâmplă încă ca unele familii să se aventureze în nașterea unui copil fără prea multă pregătire. Bine, nici de asta nu trebuie să facem foarte multă dramă, pentru că ne trebuie să mergem la sute de mii de cursuri, că putem să luăm școală de 20 de ani și oricum să nu fim pregătiți, deoarece în cursul vieții, rutina, situațiile imprevizibile, tot ce se întâmplă ne va determina să învățăm și să continuăm să învățăm să fim părinți, da? Momentul în care însuși se începe această concepere, se discută între parteneri despre o eventuală sarcină, despre apariția unui copil, trebuie să ne asumăm acel moment că viața va fi obligator altfel. Iar acest altfel nu înseamnă gata, epuizare la maxim, să uităm de noi, nu. Altfel într-un model că din timpul nostru va trebui să dăm o parte cu copilul. Din tot ceea ce citim până acum, ar trebui să mai citim ceea ce ține de copil. Din comunicarea care o făceam numai între noi doi ca și parteneri sau între eu cu mine, va trebui să o facem eu cu copilul, partenerul cu copilul, toți trei cu copilul sau dacă sunt mai mulți decât unul, cu acei doi, trei copii. Însuși, în acest moment, deja vorbindu-se despre copil ca o personalitate, ca un, încă un membru al familiei, din acest moment începem să conștientizăm că noi vom fi mai mulți. Perioada gravidității înseamnă să comunici în permanent cu copilul, să-i spui de atunci că-l iubești, că este un copil dorit, că o să facem lucruri frumoase împreună, să-i cântăm copilului. În momentul în care suntem la masă, în permanență ne gândim la el, pentru că el simte această conexiune. Deci foarte multe studii argumentează despre faptul că cel mic este membru de familie chiar din perioada conceperii. Da? Adică după a noua zi, în momentul în care deci are loc această fecundare între ovul și spermatozoid și trece prin trompă, în a noua zi el se implantează în uter. Din a patra a cincea săptămână se dezvoltă sistemul cardiovascular, deci efectiv îi se spate inima, da? Cum spun toți. Din acel moment deja acest embrion, el este membru al familiei noastre și în acel moment începem să simțim că mai avem încă un membru în familia noastră. Treptat se naște cel mic. În momentul în care se naște cel mic, noi ajungem să uităm de ceea ce este esențial. 9 luni de zile, acest copil în burtă nu a făcut efectiv nimic. Absolut nimic. Când zic nimic, vorbesc despre nu a respirat, nu a mestecat să înghită, să se hrănească prin burtica lui, pentru că el se hrănește direct prin cordonul umbilical din sângele mamei, nu a făcut scaun, da? Adică nu a făcut defecare, decât a avut frecvență cardiacă, adică a avut bătăile inimii pentru a se mișca sângele în corpul lui și a crește. Într-un moment dat, din a 19-a săptămână, începe să ne dea semne că, uite, dă din mâini sau din picioare. Adică simțim bătăile copilului. Asta e tot ce a făcut el acolo în 1 luni de zile. S-a simțit foarte bine și a plutit în lichidul amniotic timp de 38-41 de săptămâni. Unii mai devreme vor să facă cunoștință, se întâmplă nașterile premature, alții un pic mai târziu și sunt sarcinile supraportate. S-a născut. Instant, în momentul în care copilul s-a născut, face un efort maximal, adică prima respirație, țipetul ăla, pentru că în momentul în care se adresează părinții la prima vizită la pediatru, ei trebuie să fie întrebați:
copilul a țipat deodată? Da. Vă imaginați un copil care timp de 9 luni de zile s-a format ca și structură și el a început să respire instant. Deci asta este un efort excepțional. Deci întregul sistem de organe, începând de la cel respirator, cel central, da, sistem nervos central, cardiac, s-a reconfigurat total. Gata, s-a deconectat prin clamparea cordonului umbilical, s-a deconectat și nu mai face nimic din treaba asta prin corpul mamei, o face de sine stătător. Exact la direcție de 30 de minute, pentru că așa se recomandă după toate standardele sănătoase, la maxim 30 de minute în cazul în care totul bine cu copilul și cu mama, să fie aplicat la sân. Pentru că la primul contact se pune piele la piele, apoi se pune să sugă. Păi copilul se naște cu un pachet de reflexe înăscute, prin care dacă a atins mamelonul, instant să știe să sugă. Deci asta iarăși este un efort colosal pentru copil. În acest moment, el când suge, trebuie să știe și să înghită. Da? Niște reflexe fiziologice născute, prin care putem spune că e un fenomen excepțional, tot ce se numește formarea copilului și ulterior etapele sale de dezvoltare extrauterină, fără ajutorul nostru. Decât doar, e o magie, da? O să treacă mii de ani și încă nu o să intrăm în esența fenomenului de concepere, de însuși formare ca și structură și naștere. Iată, în perioada asta, copilul are o însărcinare majoră, adaptarea la viața extrauterină. Începând cu a doua săptămână de viață, copilul începe să plângă, să plângă isteric. Toată lumea e panicată în casă, de ce plânge cel mic? Și de aici se începe o foarte, foarte mare esență de a sublinea. Cel mic se adaptează la viața extrauterină. El trece prin toate șocurile emoționale posibile și imposibile. El trebuie să mănânce, el trebuie să digere, el trebuie să facă scaun. Intestinul lui este absolut steril, îi trebuie să crească flora intestinală. Năsucul lui trebuie să se învețe să încălzească aerul, să-l umezească, să-l filtreze, e cu funcție. Cavitatea bucală începe să resimtă lapte matern și face acolo floră în cavitatea bucală. La fetițe, vaginul începe să reacționeze la băieței organe genitale externe. Anusul începe să-și activeze sfincterele și toate aceste fenomene fiziologice din corpul copilului face pe el să fie stresat, total stresat. Iar noi vorbim doar despre colici și banulări. Fugim în stânga-dreapta la farmacii după sute și mii de medicamente pentru că vrem cel mic să fie liniștit. De ce să fie liniștit? El trebuie să ne comunice cum trece el prin această perioadă. El trebuie să ne cheme pe noi, mama, tata, bunelul, bunica, pe oricine din familie, de cele mai multe ori pe mama, pentru că e de ajuns doar să-l luăm în brațe pe acest copil și el instant se calmează. Deci e o relație magnifică, anume acest plâns, care poate fi calmat de brațele mamei. De foarte multe ori părinții se panichează și încep să dea fel de fel de analize la intoleranțe la lactoză, la dismicrobisme intestinale, la diferite dozări ale laptelui mamei, că să fie prea gras, că să fie prea în popor, noțiune de lapte gras sau lapte, că nu se satură, că ce se întâmplă cu el, sigur are o boală. De aia și există necesitatea unui prim control la pediatru, la o luniță, da? Dacă cel mic a luat în greutate, a luat în lungime, reflexele sunt bune și pediatru v-a dat o concluzie, copilul vostru e copil sănătos, dar are ceea ce se numește, într-o singură noțiune, colici, da? Și cumva toți se uită la colici ca la un fenomen, a, are colici, o chestie ca adică, a, e balonat. Nu, colicile în noțiune nu înseamnă doar maturizarea tractului gastrointestinal cu gaze, cu distensie intestinală, cu scremăturile astea, cu strânsul de picioare, cu roșu, cu bordo. Nu, colicile în noțiune înseamnă și acea maturizare a subconștientului copilului că s-a rupt de circulația mamei. Nu-i mai aute bătăile cordului în consecutivitate 24-24. E și acel pătuț, poate uneori mai rece. Da, aparent la temperatură normală, dar e mai rece decât a fost în lichidul amniotic, acolo în interiorul burticii. E acea situație în care copilul începe treptat să audă. E acea situație când începe să deschide ochii și vede umbrele alea, pentru că până la 3 luni încă vede destul de așa confuz, într-o noțiune doar de umbre, fără ca să contureze bine formele feței. Și vede alb, negru, gri, da? Cumva apoi se începe a contura și culorile roșu, galben, verde, albastru, treptat la copil. Toate aceste fenomene sunt elementele de adaptare la viața extrauterină și aceste 3-4 luni și se numesc, deci, acea perioadă în care copilul are nevoie maximală de noi să fim lângă el. Nu să-l purtăm prin analize. Dacă am primit verdict la o lună că acest copil e bine, trebuie să stăm relaxați acasă cu copilul și maximal să ne dăruim lui și la fiecare strigăt, adică plâns, să fim lângă el. Pentru că momentul că cel mic e ok să plângă, da, dar să plângă în brațele noastre.
Adică el să simtă că noi empatizăm cu el și noi îl înțelegem și vorbim. Iar această noțiune de genul ce îi vorbești unui copil, că el doar, ce te înțelege, că e doar un copil, e cea mai mare greșeală pe care o putem face noi adulții, să ne atârnăm față de propriul nostru copil, e doar un copil. Nu! E dita mai copil! Adică noi trebuie să ridicăm acest fenomen și să zicem că, da, el are nevoie de mine și da, acele 3 ore cât va plânge, eu voi fi lângă copilul meu și am să-i arăt tot prin casă. Am să-i includ aspiratorul, am să pun uscătorul de păr, adică zgomotele albe, da? Am să las să curgă apa de la robinet, am să-i fac de 4 ori cădiță, adică baie ca să se mai calmeze și să se aducă aminte de lichidul amniotic și de acel mediu în care a plutit 9 luni de zile. Da, am să beau încă o cafea în plus, numai să am o doză de energie și să-l port în brațe. Și cel mai important moment este acest lucru să ne fie doar pe umerii mamei. Pentru că, cu părere de rău, încă mai sunt familii în care mama este responsabilă de creșterea copiilor. Adică când l-am conceput a fost și tata și mama, când să-l crești trebuie să fie mama. Mama, imediat după naștere, obligator trece printr-un soi de stare postpartum. De multe ori avansată ca și stresare și se numește deja depresie postpartum, ceea ce este absolut normal. Absolut normal! Și ea are nevoie mai mult ca niciodată de ajutor și sprijin. Mama, imediat după ce a născut, nu are nevoie de vizite cu cadouașe, cu șampanie. Mama, după naștere, are nevoie să vină cineva, poate ea să plângă puțin, poate ea să se odihnească o oră în altă odaie și acel cineva să stea pur și simplu și să se uite la copil. Poate mama este foarte pedantă pe curățenie și are nevoie de cineva să vină să-i facă un pic de ordine. Poate mama își dorește foarte tare să mănânce un piureu de cartofi cald și nu are timp să-l facă și poate să vină cineva să o ajute. Iată unde trebuie să ne focusăm în perioada postpartum, nu pe flori, bine, dacă putem să le combinăm e super fain și să facem și baloanele acasă, și dar de multe ori se uită de mamă și se axează foarte mult pe fenomenul că hai să sărbătorim, o să reușim, toată viața o avem înainte. Dar aceste 3-4 luni postpartum sunt esențiale de a sprijini această mamă, de a sprijini acest tată, pentru că sunt și unii tați care să fie foarte stresați, sunt mega implicați și datorită implicării uneori se duc în extrema anxioasă, super obsesivă, super panicată, la cel mai mic geamăt al copilului pot să exagereze în trăirile pe care le au. Orice emoție a părinților trebuie să fie respectată. Orice emoție. Orice emoție acceptată. Niciodată nu trebuie să criticăm, decât doar trebuie să venim cu niște, dacă și venim cu un soi de critică, până la urmă trebuie să fie o critică constructivă. Genul de situație văd și eu enorm de multe familii la cabinet care văd că îi simt că parcă nu ar fi de acord pe noțiunea că le zic că e bine. Pentru că încă nu au ajuns să interrelaționeze și să se simtă foarte, foarte bine cu copilul. Le trebuie aceste 4 luni, nu doar copilului, dar și părinților, ca să înțeleagă tipul de plâns, e mesaj că e uț cutecul. Tipul de plâns, e mesaj că e foame. Tipul ce e de plâns, vrea un pic în brațe. Tipul dă, i-a venit lui să plângă. Nici el n-a înțeles că numai l-a întors pe o parte și s-a și calmat. E o chestie care durează vreo 4-6 luni, adică urmărind eu ultimii 10 ani de activitate, cam e același fenomen. Eu sunt de acord că sunt unii copilași cu probleme, dar ei sunt foarte puțini. Cu părere de rău, sunt mai mulți care sunt absolut sănătoși și nu le se decodifică această stare de plâns, această stare de adaptare la viața extraordinară. Nu sunt părinții instruiți în direcția corespunzătoare și ei umblă și umblă prin investigații, prin fel de fel de tratamente fără niciun rost. Vă ziceam despre goana, da? Și această grăbire la farmacie. Unii părinți vin cu 6-8 feluri de medicamente să corecteze ceva. De curând chiar aveam o postare în care spuneam colicile nu sunt boală, ele nu obligă tratament. Cu adevărat sunt multe soluții farmaceutice care ne pot ajuta puțin să tempereze poate pragul ăsta de sensibilitate, dolore ușoară, de aceste disconforturi micuțe. 1, 2, punct. Dacă unul din aceste remedii nu te-a ajutat, poți să-l mai încerci pe al doilea. Dacă nici al doilea nu te-a ajutat, gata. Acest copil nu are nevoie de nimic. Pentru că tot ce se numește adaptare înseamnă relația dintre copil, părinți și viața lui extrauterină și va trece, cu sau fără medicamente, va trece obligator, pentru că cea mai nevoioasă perioadă de început este perioada cu foarte multe elemente tranzitorii. Și aia e perioada grea a părinților. Aia e perioada care, după ce o trec, părinții se gândesc la al doilea copil, știți? Pentru că imediat când apare cel mic acasă, zice că gata, nu mai vreau copii niciodată. Foarte mulți părinți zic. Cred eu și eu personal am fost în depresie postpartum după primul copil.
Păi e normal. Aveam în spate ani de activitate cu sute de mii de copii și când eu am venit acasă cu primul meu copil, opa, ce fac? Am aici un boț frumos, plânge foarte mult, ok, hai să ne adunăm. A fost soțul lângă mine, deci pentru mine soțul a fost, este tot. Deci eu sunt o fire așa foarte carieristă și niciodată nu am stat foarte mult acasă. Deci cu primul copil am stat 3 luni și 2 săptămâni, cu al doilea am stat 2 luni și 2 săptămâni și iarăși un fel de stat acasă, da, a fost. Dar întotdeauna am îmbinat utilul cu plăcutul, nu pentru că am neglijat copilul, deoarece atât primul copil, cât și al doilea au crescut, cei care mă cunosc știu, au crescut în clinicile unde și lucram. Deci peste perete, pentru că vreau până la 6 luni să fie exclusiv sân și așa și fost, adică eu consultam, deci 2-3 consulturi și fugăța mă duceam, ziceam, uite, nu vă supărați, dau un pic de sân la... Și vorbeam copilului despre asta. Deci efectiv copiii mei au știut dintotdeauna că eu sunt medic pediatru și întotdeauna vreau și o să vreau să ajut toți copiii, nu cu prețul de a neglija, dar cu scenariile de a combina. Să fiu și mamă, dar să fiu și doctor pediatru. Părinții intră într-un soi de scenariu ca niște actori cu foarte multe, foarte multe roluri în momentul în care apare copilul. Dar întotdeauna trebuie să o fac așa ca să aibă satisfacție de la acest lucru. Și trebuie să știe că e normal ca un copil să aibă tantrumuri, deci acele plânsuri isterice care nu le poate nimeni controla și trebuie să fie respectate și apoi să înceapă să le lucreze la copil. Acele pavuri nocturne, adică plânsuri isterice noaptea câte jumătate de oră care nu-l calmează deloc pe copil și el trebuie să-și descarce acest plâns și apoi mâine de început de vorbit cu acest copil. Perioadele în care doresc să adlacteze, da? Deci să înțarce mămicile și nu mai oferă sânul, la fel să fie cu discuții, fără separări. În toată această perioadă, mama nu trebuie să uite de ea în totalitate. De aceea și de aceea responsabilitățile trebuie să fie împărțite cu tatăl copilului sau dacă bunicii se oferă să ajute, să ajute atât cât părinții își doresc acest lucru, dar nu să fie ei cei care decid pentru, atât pentru părinți cât și pentru nepot. Pentru că cu părere de unii bunici din foarte multă dragoste, din foarte multă dorință de a ajuta, cam și o dau în bară și încep să vină cu miturile. Pentru că toți am crescut cu diferite scheme mai tradiționale, mai băbești, mai așa. Acum, na, de-a lungul anului am evoluat în toate direcțiile și multe din aceste situații noi le-am anulat pentru că miturile trebuie să fie dezbătute. De aia și spun că împărțirea acestor responsabilități trebuie să-și ofere mama și acea fereastră în care să-și bea cafeaua, acea fereastră în care să iasă o oră, poate singură, poate cu prietenele, poate cu... nu știu, cu cine obișnuia să iasă, să-și citească cartea, să-și privească o emisiune. Deci e timp în care să fie clar că și mama a rămas să fie în continuare, sau tatăl, da, ambii părinți au rămas să fie în continuare tot aceiași oameni care au și ei rutină. Poate dacă mama poate să combine genul de activitate ca să lucreze de acasă, sau tatăl, da? Iată, aceste modele îi fac pe părinți să fie mai flexibili și să treacă prin această perioadă a celor 3 ani, deci mult mai prietenește cu copilul și nu se uită la copil ca un punct de vinovăție, că din cauza ta am stat, pentru că de prea mult, uneori unii părinți de prea mult stat ar putea să înceapă să zică că mi-am neglijat viața, că uite, din cauza ta, că dacă era, și atunci se începe un fel de relație destul de șubredă între părinți și copil. Dar cel mic nu e vinovat absolut cu nimic. Deci doar trebuie să încercăm să combinăm aceste lucruri. Fie că stăm acasă, dar ne facem timp și pentru timpul exclusiv personal, fără ca să fie intercalat cu copilul, avem o satisfacție, l-am trăit la maxim pe acel timp și, desigur, revenim la acea rutină. Trebuie să ne dorim copiii, dar și să ne asumăm că nu este exact cum scrie în cărți, și în filme. Cel mic vine acasă, stă liniștit acolo, eu continuu să pot să am acele o oră și jumătate în duș în fiecare zi, că eu o să pot să ies tot în același ritm afară, că poate. Dar dacă îți faci un plan de organizare, cu siguranță ți iese. Cu siguranță o să tai din alte activități, pentru că o să trebuiască să-i oferi copilului acel timp, dar se poate. Se poate. Avem modele de sute și mii de familii care își organizează și sunt niște familii de la care ai putea să împrumuți. Deci chiar și eu, ca și mamă cu doi copii, cu soț, cu activitate, e de o plăcere colosală în momentul în care vin familiile cu tata și cu mama împreună și dau niște exemplificări. Și eu împrumut aceste idei, pentru că e normal. E normal să zici, a, uite, stii, pa, ia să încerc, merge și la mine? Ah, nu, la mine nu merge. Ok, înseamnă că am să preiau alt model. Niciodată nu putem să ne uităm în grădina vecinului și să zicem că, uite,
cum el poate, că de ce așa, că păi ceva ce merge la el nu e obligator să meargă la tine. Un copil are un tip de comportament, un tip de temperament, relația între acei părinți cu copilul lui este pe un model, în familia ta e cu totul cu alt model. Nu trebuie să ne comparăm. Cea mai mare greșeală care o facem noi e să comparăm copiii între ei într-o familie sau copiii din familia noastră cu din altă familie. Principiul comparației e o chestie ce ține de acea stare toxică care se începe a forma la noi aici ca părinți. De ce celălalt poate? Că de ce? Momentul în care încercăm sau ne apare această idee ca să ne comparăm copilul nostru, trebuie doar să ne oprim la un singur gând. Dar dacă copilul meu mâine m-ar compara pe mine ca mamă sau ca tată cu altă mamă sau cu alt tată, păi, în fiecare zi soarele deci strălucește diferit, în fiecare zi soarele apune diferit. Deci cum putem să ne comparăm copilul nostru? Gemeni, tripleți, univitelini, adică când sunt în aceeași căsuță, în burtă, da? Când sunt în două căsuțe diferite, știți, și ar putea să mai difere, dacă sunt într-o singură căsuță. Și ei diferă colosal. Colosal. Nu mai zicem despre copilul care are 8 ani și ăla mic care are 3. Sau vecinul și așa mai departe. Toți sunt absolut diferiți. Important este să ne uităm foarte atent în profunzimea copilului nostru, să-i vedem emoțiile lui de fiecare dată, să creăm acest copil ca o personalitate individuală și fratele o altă personalitate individuală. Să le respectăm limitele, să le valorificăm ceea ce le place, să le dăm de înțeles că suntem lângă ei ori de câte ori au nevoie, să empatizăm cu ei, să le dăm posibilitatea să-și asume acele 3 nevoi speciale, da? Acele necesități sau nevoia de control, de comunicare, nevoia de a putea lua el decizii atunci când vrea să se îmbrace singur și să se încalțe cu papucii pe dos, nu e ideal. Toți ajungem să avem acele explozii de emoții, toți părinții ajungem să avem acele momente în care mai și strigăm la copiii noștri cu părere de rău. Asta nu ne... Deci eu nu încurajez acest lucru. Dar rutina, emoțiile uneori ne face să ajungem să strigăm. Ok, dacă și s-a întâmplat fenomenul, e de ajuns doar după aceasta imediat să mergem la copil și să-i spunem despre asta. Copilul trebuie să știe despre faptul că e normal ca uneori să mai ai și explozii de emoție, dar asta să nu se întâmple ca o rutină. Și dacă ne-am cerut astăzi scuze, hai să încercăm să nu fie asta repetitiv. Și nu facem treaba și după ne-am cerut scuze și cu asta am șters-o, adică copilul tot acea model va prelua. Dar să-l rugăm atât pe copil, cât și pe noi înșine să ne rugăm, hai să încercăm să aplanăm astfel de situații prin alte modele. Hai în momentul în care vezi că, uite, eu sunt la o limită, încearcă să cedezi și tu și am să cedezi și eu și astfel se creează relația. Noi trebuie să vorbim despre orice fenomen. Că am mers să ne luăm sânge din deget, deci modelul că chiar aveam pe o pagină și mă uitam de curând la fetița mea, avea și sub 3 ani și ea intra în clinică, vorbind foarte de pe tot, dacă a crescut până la un an în clinică, că ea să-și ia în permanent sânge din deget, da? Și a povestea despre asta, treptat, a venit frățiorul mai mic din urmă și povestea despre chestia asta. Zic, ce înseamnă când a plâns, nu i-am negat durerea. I-am spus că da, e și normal că te-a durut, ai avut o senzație de înțepătură, așa cum ai simțit-o tu. Dar, uite, hai să încercăm să o depășim. Hai să vedem cât durează, cu ce o poți tu compara, cum o depășești, cum... Și același lucru este și cu te-ai simțit nu bine când am strigat, știu, pentru că nici mie nu-mi place când cineva strigă la mine. Eu îmi cer scuze pentru că tu ai avut acea emoție. Mie îmi pare foarte rău că s-a întâmplat. Vreau să nu se mai repete și știu că port responsabilitate și eu și tu pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că un conflict care a dus la strigăt obligator este cu influențe bilaterale. Deci nu poate să fie doar un vinovat. Doar că e de responsabilitatea mea, eu fiind adult, să încerc mai mult să gestionez această situație. Pentru că eu sunt cel care sunt responsabil să-l învăț pe copilul meu să-și canalizeze emoțiile. El dacă începe să strige la mine înapoi, păi eu ce fac atunci? Eu strig mai tare? Păi ce a înțeles copilul? Că dacă el strigă, eu strig și mai tare, el ce trebuie să facă? Și mai sus să se urce cu strigătul, cu supărarea, cu aruncarea. Îi dau voie să se întâmple emoții atunci. Dar după epuizarea fenomenului de ceartă, obligator vorbim despre asta. Vorbim despre faptul că noi încercăm fiecare conflict să-l aplanăm cu o notă data viitoare, cu două note mai joase, până la joase de tot, și să vorbim. Tonul poate să fie un pic mai accentuat, dar să nu strigăm, să nu ne descărcăm furia în violență, în loviri, și asta e cu toate tipurile de comportamente ale copilului.
Absolut, în tantrumul copilul trebuie să-și trăiască tantrumul, pentru că dacă el nu-și trăiește tantrumul, el înțelege o singură lecție de la noi. Eu nu trebuie să-mi exteriorizez emoțiile, eu trebuie să înhip totul aici. Dar ce încercăm noi este doar, după ce s-a întâmplat tantrumul, să-i vorbim copilului, să-i spunem că l-am înțeles, că i-am acceptat tantrumul, am fost lângă el ca să nu se lovească, dar hai să vedem de unde s-a pornit totul. Pentru că înțelegem, tantrumurile sunt niște explozii de emoții la copii atunci când pe cel mic îl scoate din starea sa de armonie, până și faptul că nu a putut pune lingura cu fața în jos. Deci a pus-o așa căsătodată, a doua oară și gata, a început să plângă. De cele mai multe ori când sunt refuzați, da? Și noi am pus o limită, gen copilul nu suge telecomanda. Deci asta e limita la noi în casă. Și în momentul de tantrum, de foarte multe ori, părinții sunt ușor ispitiți spre fenomenul de mai repede să-i dau ceea ce a vrut ca să nu mai am acest soi de criză, de plâns la mine în familie. Cea mai mare greșeală. Tantrumurile, ca să poată să fie lucrate și depășite, înseamnă regula numărul 1. Să nu oferim copilului ceea ce noi am pus limită că nu-i oferim, iar acela a fost substratul de debut, de explozia tantrumului. L-am cuprins, dacă ne dă voie, mulți din ei încep să lovească foarte tare cu mâinile pentru că au nevoie de spațiu. Îi oferim acest spațiu, dar ne îndepărtăm atât doar ca să nu îl... Exact, din vizorul nostru și să nu se lovească, pentru că el încă nu este foarte responsabil de căpșorul lui. În acel moment, după asta, și-a epuizat plânsul, l-am îmbrățișat, categoric nu l-am criticat, nu l-am învinovățit. Nu l-am... Uite că, să zicem așa, soiul ăsta de adresări care să-l facă pe el să fie deranjat, să-l ofensăm, nu niciodată. Îi arătăm empatie, îi spunem că l-am înțeles, chiar dacă asta necesită o implicare fenomenală. Eu mi-aduc aminte despre tantrumele primului meu copil. Eram și acum țin minte, eram prin aeroporturi undeva, deci odată eram în Germania, odată am fost în aeroportul din Spania, și efectiv avea sub 2 ani. Erau niște tantrumuri, că aveam, deci se putea, eram iarna, se dezbrăca din mișcările picioarelor, deci efectiv din mișcările picioarelor putea să-și tragă încălțămintea și haina. Se calma și veneau cu așa o dragoste către mine. Eu explodam, deci explodam, da? Și mai avem noi amprenta aia. Ce o să zică lumea? Se uită toată lumea la noi. Știți, și pe noi atunci ce pune stăpânire? Acest gând. Ce o să zică alții? Pentru că când se întâmplă acasă, ok, e acasă, dar de multe ori se întâmplă asta în public. Noi, în momentul în care avem un copil în tantrum, trebuie să blocăm complet aceste gânduri de genul ce o să zică lumea. Nu trebuie să ne intereseze, pentru că ce înțelegem, ce ne dăm, iată, dacă stăm și analizăm, pe noi mai tare ne preocupă ce o să zică lumea decât ce zice copilul în acel moment de mine, ca mamă, ca tată, cât de tare sunt implicat eu cu copilul meu. Păi nu ar trebui să fie, deci absolut indiferent de ce o să zică lumea. Absolut mă focusez la copilul meu, pe copilul meu vreau să-l ajut, pentru că el acum are nevoie de mine. Cei care au drăguit acolo, poate că în viață nu mai conectez cu oamenii ăia niciodată, absolut, și chiar dacă conectez de 100 de ori, e problema lor dacă o să mă critique. Pentru că copilul meu este într-o criză de emoții, el are o explozie de sentimente pe care nu știe cum să-și o canalizeze. Și o va canaliza. Nu este un copil ca să-l întreacă de tantrumuri. Dar important e cum le depășește. Vă ziceam despre regula numărul 1, ca să nu-i oferim acea dorință pe care el și-o dorește, după să-l cuprinde și să-i vorbim despre asta. Hai data viitoare, în momentul în care simți că vine acest val, de exemplu, fetița mea îmi spune, îmi vin lacrimile și nu știu de unde vin, da? Ok, bun, hai să vedem unde e acea turbiță cu lacrimi la tine, da? Hai să vedem, deci în momentul în care simți că nu ai vrea să sari în sus ca o minge, poate? Și ce vreau să râdem? Copilul care vrea să lovească, nu mai bine să lovești o pernă? Ia să vedem. Hai să lovim o pernă, să vedem. Și el, ce zice mama? Ce-i cu asta? Deci, gata, el se detașează de la cea răbufnire pe care el trebuie să o aibă. Și treptat copiii cresc, încep să vorbească despre asta și ei se, da, zice, un soi de plictiseală de astfel de explozii. Totodată, copilul încearcă să manipuleze, pentru că e și normal. El își dorește acel ou Kinder de pe raft, el își dorește acel produs dulce, foarte, foarte negativ pentru el. El își dorește telefonul, el își dorește tableta, cheile la mașină. Vă ziceam despre telecomandă, pentru că noi a fost asta, îi plăcea să sugă telecomanda. Și cele mai murdare trei obiecte, da? Telefonul, telecomanda și colacul de la liceu. Așa, acolo era punctul de start a tantrumurilor. Păi dacă am zis nu, acel nu rămâne să fie un nu ferm. E ferm, dar e foarte călduros. Adică ne ducem către copil după asta și îi spunem despre momentele astea. Și atunci el înțelege. Ok, așa, trece o jumătate de an, trece un an
Și ne-am scăpat, tantrumurile încep să fie mai scurte, mai rare, până la zero. În același timp, copilul a creat în el și mai puternic fenomenul de relație cu părinții. Păi n-are a face. Că mame nu mă iubește numai când eu îi zâmbesc și desenez o floricică pe foaie sau când eu spun mulțumesc pentru masă. Mami și-au tati, ambii, depinde de situație, părinții sunt lângă mine atunci când eu și plâng. Și a plânge e normal, a fi furios e normal, doar că ce învățăm noi de-a lungul anilor, că suntem adulți și tot asta încă mai ajungem să învățăm. Emoțiile de toate tipurile sunt normale, 1. 2. Ele trebuie trăite, 3. Ele trebuie gestionate. Să nu mi-aduc mie negativ, să nu aduc celor din jur negativ, pentru că eu pot să vorbesc despre asta, eu am trăit-o, am depășit-o și merg mai departe. Ei au foarte mare nevoie de noi să fim lângă ei. Noi am crescut foarte traumați, pentru că așa a fost atunci societatea, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem blocați. De-aia pentru noi părinții acum, actual, din această perioadă, avem o însărcinare mare, pentru că noi foarte mult trebuie să lucrăm cu noi, pentru ca să putem să începem să lucrăm și copiii noștri altfel. Și avem încă foarte multe amprente din copilărie. Și foarte mulți dintre noi zicem, știți, uite că hai că a fost așa și nu s-a mai întâmplat cu noi. Nu, deloc. Nu deloc, pentru că noi avem în acțiunile noastre încă foarte multe consecințe ale acelor traume din copilărie noastră, acelor frustrări, acelor modele de a ne inhiba. Da? Dacă plângeam, să nu mai plângi. De ce să nu plâng? Păi dacă vreau să plâng, lasă-mă să plâng. Și apoi zi-mi, uite, știi? Hai, încearcă să-ți consumi acel moment, poate altfel. După aia te dor ochișorii, te doare năsucul. Dar dacă copilul a avut nevoie să plângă, trebuie lăsat. Dacă noi am văzut că el a suferit foarte mult de la o situație, încercăm să îl ajutăm cum altfel să treacă pe acea situație data viitoare, poate să nu plângă atât de mult, pentru că ne doare sufletul când îl vedem că plânge. Dar dacă el alege să trăiască acea emoție în felul ăsta, noi trebuie să-i respectăm. Pentru că copilul e copil, pentru că asta este fiziologia creșterii. Se naște bebeluș și așa mai departe. Dar este exact același individ ca și noi în societate. Cu etapele lui de vârstă, mai mult decât atât. În această perioadă cu o mega, mega mare însărcinare, care nu am avut-o noi. El are sumedenie de gadgeturi, el are ieșiri în oraș mult mai și la multe terenuri de joacă. Lui se oferă aceste piste de explorare mult mai mult decât le-am avut noi. Și atunci... Și asta era bine. E mega bine, dar este mai complicat pentru unii părinți, da? Pentru noi. Deoarece noi încă nu știm în multe situații în cum să ne comportăm cu copiii noștri. Noi ne pierdem foarte rapid pe firul ăsta de... I-am lăsat 15 minute la ecrane. Am mai privit aici 2-3 scroll-uri pe foi. Fără niciun fel de talk, copilul încă 15 minute a stat în ecran. Ne-am dus până la bucătărie și am zis că ok, aici am să-mi luc cu ceva fierbinte. Ce fac? Apelez la cea mai ușoară pistă. Îl pun la un ecran, știți? Adică nu-l iau cu mine aici, genul de situație cum eram noi pe lângă părinți. Sau poate să mă implic mai mult să-l avertizez. Uite, hai, vreau să mergi cu mine, dar aș vrea un pic să fii mai la distanță, pentru că și ne gândim, aha, o să-mi ia vreo 40 minute până explic, nu mai bine îi dau ecranul și... Asta e. E o parte bună acestei evoluții și progres, partea, nu cât mai puțin bună, partea complicată, aș zice eu, este faptul că noi nu suntem pregătiți cum să ne aventurăm în toată această etapă. Adică nu suntem pregătiți spre modelul de cum să ne punem limite copiilor noștri. Deoarece avem foarte mulți copii mega dependenți de ecrane. Avem foarte mulți copii care sunt cu niște momente de întârziere în dezvoltarea sa. Anume din cauza ecranelor. Ca și regulă de aur, am zis eu, până la 2, nu doar eu, că nu am inventat eu bicicleta, am zis, toată lumea de știință spune, până la 2 ani, copiii categoric nu trebuie să aibă acces la ecrane. Deoarece în această perioadă se dezvoltă sistemul nervos central. În această perioadă copilul trebuie să exploreze tot, trebuie să atingă, trebuie să miroase, trebuie să ducă la gură. Nu trebuie să stea blocat într-un ecran care se schimbă cu o viteză colosală, da? Cu niște momente care sunt doar colorate. Încă dacă se întâmplă ca la un an și 10 luni copilul să privească un desen animat de 5 minute, gen un cântecel acolo la diferite... Cunoaștem, sunt foarte multe piste pe YouTube. E o chestie. Dar cu părere de rău, sunt la cabinet părinți care fiind la 8 lunițe și doar că copilul să tacă, îi se pune ecranul, asta e tragic. La 8 luni copilul trebuie să vrea să se uite. Părinții
au așteptări ca cel mic să stea liniștit acolo în colț. Mereu. Nu, mereu. Și asta e mare greșeală. Copilul trebuie să ne solicite. Noi trebuie să fim, da, starea aia după ce copilul a dormit, noi cădem exact de sus în pat. Și e normal acest lucru să fie. Copiii sunt mici doar odată. Copiii nu mai sunt de 8 luni de mai multe ori. Ei sunt doar în creștere și în creștere. Da, este destul de solicitant pentru că ăsta mic vrea și vrea și vrea ceva și noi trebuie să-i găsim activitate, să ieșim afară, să... Dar putem să inventăm. Și în momentul în care ne-a rămas bucătăria nearanjată, mai bine să rămână bucătăria nearanjată, dar noi să fim mai mult cu cel mic, ca să nu stea la ecrane. Pentru prețul de a pune stop ecranul, e mai bine să ne rămâne alte lucruri nefăcute. Deci, decât copilul să stea la ecrane. După vârsta de 2 ani, câte 15 minute este ok să-i oferim, pentru că nu fugim de realitate. Toți copiii o să ajungă să stea la gadget-ul și să privească și să aibă și telefoane și să lucreze. E o epocă modernă, e normal acest lucru. Dar totul trebuie să fie în limite. Pentru că dacă noi oferim copilului până la 2 ani, deci noi putem să ne supunem riscul că acest copil să întârzie și în vorbire, să întârzie și în starea lui de conexiune, pentru că îi se arde creierul până la urmă, da? Adică în momentul de ecran, avem familii care poate să stea copilul până la 2 ani și câte 6 ore în fața ecranului. Deci eu sunt adult și mă gândesc 6 ore în fața ecranului. Și e ok încă dacă părintele a ajuns să conștientizeze și să comunice despre acest lucru și vrea să înceapă să dezintoxice copilul de la ecrane, dar sunt unii care văd asta o normalitate. Pentru ei este ok ca la orice scârț al copilului poftim ecranul. Deci e o nebunie să mergem cu copilul în magazin și să-i oferi ecranul pentru că el să stea liniștit, da? Adică cât până pui în coș. De ce să nu fie copilul conectat? Dar dacă simți că încă nu ești pregătit pentru ca să te confrunți cu copilul în magazin, poate încerci să apelezi la un prieten, la soț, la bunica, la cine poate să stea cu copilul afară, la teren de joacă. Dar să nu stea în tabletă când tu ești la magazin. Dacă ești pregătit și vrei să începi treptat, îl iei, îi vorbești despre care sunt regulile care voi le stabiliți împreună în momentul în care mergeți. Cel mic, dacă vrea să-și aleagă ceva, să fie doar un lucru sau două, depinde de limite. Fiecare familie o să-și decide aceste reguli pentru familia sa. Deci nu putem să mergem la magazin și copilul să stea în ecran. Și eu ofer copiilor mei ecrane. Sigur, da, ok, pentru că deja este și o anumită vârstă și toți o să oferim. Nu încercăm acum să spunem că este de ordinul fantasticului și gata, eu sunt cea care eu nu ofer. Nu, toți părinții oferă ecrane, dar în limite. Asta e obligator. Nu trebuie niciodată copiilor să le oferim aceste situații. Hai să mănânci și apoi o să... Deci dacă mănânci, îți dau să privești. Exact. Ecranul, zic ecran, tot ce se numește gadget. Trebuie să fie o situație pe care și copilul știe că o primește pe X perioadă, indiferent de alți factori. Deci, da, e o chestie de relaxare, așa cum mama și tata se mai uită în telefon, da, așa cum mama și tata poate să privească un film, copilul poate să privească și el un alt film, deci pentru vârsta lui. Momentul de însuși de recompensă, copilul începe să ridice ecranul la un nivel de valoare. Și, de fapt, tot ceea ce execută el, o face nu pentru că vrea să o facă sau pentru că el înțelege că este necesar sau pentru că asta e normal, dar pentru că doar vrea să-și dobândească ecranul. Și asta este momentul când foarte mulți copii părinții întâmpină problemuța de a face temele, de a se îmbrăca, de a mânca, de a-și face igiena siesta de dimineață singurel, de a strânge jucăriile, de a se culca și așa mai departe. Deci o rutină fiziologică normală pe care copilul trebuie să o facă într-un moment dat, ca și membru al familiei cu responsabilități, ca și membru al familiei care întrunește aceleși reguli ale casei, ca și persoana care învață pentru el, își face curat în jucăriile sale pentru el, este responsabil să-și igienizeze cavitatea bucală și să-și facă băița de noapte pentru el, pentru că e corpul lui și e sănătatea lui și e de responsabilitatea lui. Și asta e o chestie pe care începem treptat, la vârsta de 2 ani și ori, să o instituim către copiii noștri. Iar în cazul în care noi vrem să dobândim această acțiune și zicem, uite, ok, hai spală-ți dinții, nu vreau, copiii nu vreau să protesteze. Copiii sunt înnăscuți cu acest nu vreau și e normal acest lucru să fie. Doar că ei trebuie să ajungă să fie convinși prin niște argumente, prin niște explicații care nu... Pe vârsta lor. Exact, absolut. Pentru că nu poți să-i vorbești unui copil de 2 ani despre fiziologia respirației. Când ești afară, închide gura. Da? E greu acest lucru și e treptat. Atunci
transformi într-o pisicuță, îi dai un exemplu pe ursuleț, ai mai văzut o povestioară, ai mai citit o carte, ai mai arătat o imagine și de la aia îi faci niște asocieri și copilului ca să înceapă la el să se așeze această explicație. În cazul în care copilul zice nu vreau și noi, ca să fie foarte rapid și să-mi obțin eu ca părinte executarea, hai că după asta o să privești 15 minute ecranul sau o să-ți dau telefonul și așa mai departe. Copilul ce a zis? Ok, ecranul, hai să merg. Și el se robotizează spre a face acea acțiune doar pentru că va primi ecran. Și atunci părintele este prins în acest soi și într-un moment dat când ajunge este deja uneori destul de târziu și foarte, foarte nebuios să dăm înapoi această roată a manipulării, să scoatem acest soi de interrelație, ecran versus acțiunile din casă. Copilul trebuie să știe că el are și ecran, pentru că asta este una dintre, hai să zicem, ceea ce îi se oferă lui, dar el are și obligațiunile care le face indiferent de ecran. Și când lucrurile stau bine pe această notă, copilul ăla caută plăceri și în alte fenomene. În jocuri, în diferite, așa, hai să zicem așa, inventări care pot fi făcute acasă. Pentru că nu mai poți chiar în fiecare zi să faci doar jocuri de masă, da? Adică faci 30 minute joc de masă, faci 30 minute colorat, 30 de minute mănânci semințe, încă 30 de minute ai privit ecranul și poftim, asta este perioada copiilor, zic, de la 3 ani în sus. Pentru că ăștia sunt deja și colectivizați în grădiniță și li se ocupă timpul, sau dacă nu, se merge afară, este dejunul, este prânzul, este somnul și așa mai departe, cumva acele segmente de timp în care copilul ne solicită pe noi, găsim să le faci. Mai nevoios este până la 3 anișori, când copilul explorează, scoate tot din sertare și asta îi foarte mult obosește pe părinți, în special. Și atunci ei încercă să îl ocupe, da, pe copil cu ceva și să stea acolo nemișcat. Și de aici se pierde esența. Și de aici părinții sunt foarte tentați de această situație ca să ofere ecranele. E o problemă a secolului, o problemă mare. Până să apară copiii, eu răspundeam absolut la toate mesajele de pe social media, absolut. Deci în 2019, când s-a început pandemia, volumul de mesaje s-a triplat exponențial, deci în 24 de ore peste 1000 de mesaje puteau să fie pe toate rețelele, începând, da, Viber, Telegram, WhatsApp, Messenger și poștă și așa mai departe. Și nu mai puteam face față. În acel moment, fetița avea 3 ani cu plus și băiatul avea sub un an. Era momentul de întrebări. Mami, te mai joci, știți, eram toți izolați în casă, eram bine, mai mergeam pe urmă câte 3 ore la serviciu, ei tot izolați erau. Era destul de nevoios și acea perioadă și a fost, să zic așa, cu impact foarte, foarte colosal asupra descătușării asta și oferirii asta într-o avalanșă foarte mare de către părința a ecranelor. Mami, dar cu mine tu joci? Și apoi, mami, vreau și eu puțin telefonul. Și eu zic, păi, uite că tu asta deja te-ai uitat. Dar tu de mai multe ori ai atins telefonul decât mine. Deci, și atunci, stai, ce faci, Dorina? Unde te duci? Stai un pic, dacă copilul tău îți pune întrebări, e timpul, știți? Că ziceam, nu e perfect la nimeni și da, noi adulții tot facem foarte multe greșeli. A greși e normal. Nu e normal dacă sesizezi greșeala și nu vrei să o corectezi, și nu vrei să iei un alt curs al situației. Și atunci, mai fusese și momente că foarte mulți dintre părinți erau deranjați de chestia, că nu puteam să mai fiu atât de accesibilă și am primit un soi de revoltă din partea unui tată. Și țin minte, data de 23 august, cum zic eu, este ziua radicală când eu am încetat să mai răspund random pe toate rețelele. Deci, radicală au fost însuși solicitarea copiilor. Acel stop și acel perete în care m-am izbit că stai un pic, eu noaptea, copilul când se ridica și venea la mine, mă găsea în ecran. Pentru că da, nu făceam foarte mult în fața Evelinei, că era ea mai mare atunci, dar în timpul nopții făceam foarte mult din treaba asta. Și efectiv, parcă eram, știi, așa, zombat la chestia asta, că începeam să izolez, nu știu cum, familia de necesitatea de a fi implicată. Și atunci am început să înțeleg că nu ai cum să fii pentru toți, nu ai cum. Absolut. Și e firesc să se întâmple acest lucru, așa cum oricare altă persoană cu altă funcție în societate nu poate să fie implicată pentru toți. Am fost foarte mult criticată la capitolul ăsta. E enorm, deci cumva eu m-am rupt nu doar de răspuns, dar m-am și rupt de rețeaua, atunci eram foarte activă pe Facebook. M-am rupt din momentul ăsta, dar din cei apropiați îmi tot arătau diferite postări în care eram foarte mult criticată la modelul că nu mai răspund, că halal de așa doctor, că... Și atunci am început să dezvolt
cumva, deci activitatea pe alte două rețele, da, pe Instagram și TikTok, dar în modelul în care să oferi informație, poftim, luați-o și adaptați-o pentru copiii voștri, informații foarte țintite pe subiecte foarte frecvente, pentru că eu din multitudinea și mile de mesaje vedeam cele mai mari preocupări. Bine, cu părere de rău, unii nu prea vor să citească, nu prea vor să urmărească, nu trebuie să urmăriți pe Dorina Gache, nu, absolut, categoric. Deci găsiți, cum spuneam la început, despre rezonarea cu un medic asupra căruia. Un medic nu poate să fie caracterizat în calitățile sale pe accesibilitatea online. Pentru că un medic în spate e și soție, și mamă, e și persoană civică care pur și simplu are nevoie de timpul pentru... Și în cazul în care eu, gen, sunt implicată în 5 cabinete medicale, nu-ți mai rămâne timp. Și în momentul în care te mai remodelezi în activitate, oamenii, da, se uită că, uite, atunci răspundeam, acum... Să dai de popularitate. Exact. Asta vreau să zic. Așa. Are deja boala asta, da, de... că să iesa, este stea, da? Nu. E o chestie pe care oamenii, cum vor, așa și o scot de la sine. Accesibilitatea medicului e o chestie atât cât poate, atât dă. Nimeni nu este obligat în online să ofere, da? Dar o face atât cât poate. Și în momentul în care, deci tu mă respecti pe mine, că eu atât pot să-ți ofer, și nu mă suni să... Și în momentul în care vii la cabinet, prima cu ce începi, începi să te revolți că mi-ai scris 3 zile la rând și nu ți-am răspuns. Îmi pare rău. Nu am putut. Am fost aceste 3 zile aici, tot în acest cabinet și nu am putut să-ți răspund, da? Eu am avut un soi de, hai să spun așa, de... m-a durut. Cum? De ce? De ce? Adică, de ce... Atât de mult am ajutat, atât de mult, și pe mine de ce eu acum mă revolt? Păi de ce eu am făcut-o pentru că mi-a zis cineva să o fac? De ce eu acum simt chestia aia că cineva trebuie să-mi zică un mega mulțumesc? Păi am făcut-o că am vrut-o? Asumă-ți, Dorina, asumă-ți că nu mai poți și da, oamenii care s-au deprins să fie în permanent ajutați în online fără niciun soi de întârziere, fără niciun soi de... chestia asta era absolut gratuită și e normal acest lucru să fie și a fost, este, doar că este exponențial mai puțin, deoarece nu mai dispun de acel timp. Deoarece de multe ori am simțit acel soi în care pacientul, cu părere de rău, preia doctorul ca îmi ești obligat. Bună ziua, aș vrea să am o consultație. Dacă trebuie, achit. Știți? În momentul ăsta, stați un pic... Păi nu vorbim dacă trebuie, e o chestie, mai telefonat, dacă am să pot, am să-ți răspund la mesaj. Deci eu când văd soiul ăsta de mesaj, în general am așa o stare, păi e atât de urât, e chiar atât de urât, păi aștepți ca doctorul să zică că dacă trebuie. Ok, și într-un moment dat, având foarte multe solicitări, oamenii care vreau să fie asta foarte disciplinat, atunci am și gândit cabinetul online, în care... Ok, foarte organizat, conform normativelor legislației naționale și internaționale pentru cabinetul online, cu un pachet de termeni și condiții adaptate de către juriști, așa ca să fie supusă consultație online, cu un contract bancar pentru a desfășura acest cabinet online, care implică niște taxe, cheltuieli lunare absolut, niște impozite, pentru că lucrul ăsta trebuie să fie absolut transparent. Eu sunt un om care îmi place foarte multă transparență și... Și atunci zic, ok, ai posibilitatea să-ți iei o oră. Ce am lăsat în orele serii, o oră, la început era foarte mult, dar iarăși simțeam că mă deconectez foarte mult de copii și am început să mai micșorez din timpul ăsta. Și momentul în care vrem foarte tare la o consultație și cum e posibil, făcusem chiar un story despre, zic, păi nu vă cereți voi, dacă aveți nevoie, v-ați luat o oră în cabinetul online. Păi și cum, trebuie să iau o oră, adică să plătesc pentru asta? Păi nu, păi nu zic să plătești. Îți spun că sunt niște condiții. Eu le numesc așa. Deci în momentul în care tu ai nevoie de serviciu, eu consider așa, pentru că și eu sunt pacient, și eu sunt doctor. Și zic, păi dacă ai nevoie de un serviciu medical, uite, sunt condițiile ca să-l obții. Înseamnă că nu e vorba despre serviciu medical și despre mine ca doctor. E nevoie doar de părerea mea atâta timp cât ea este gratuit. Iar în momentul în care eu îți spun că poți să-ți iei acest dialog cu mine în direct, 30 de minute, pe o platformă și să ne vedem face-to-face și văd diaspora care merge acolo în cabinete cu prețuri de 6 ori mai mare decât este prețul stabilit de către
Deci, în racordare cu toate costurile, nu e o chestie că... Dar nimeni nu te obligă. Deci, în momentul în care vrei să ai nevoie de consultație, ei, nu, asta e, stă ora liberă și mergem înainte, toată lumea trăiește fericită. Nu mai huidui, nu mai critica, treci cu vederea, alegeți alt cabinet, merge la alt doctor, merge la camera de gardă, eu consult și la camera de gardă, unde nu se achită absolut nimic, eu sunt acolo medic la departamentul de urgență și îmi execut munca. Sunt angajată într-o clinică privată sau în alta, administrația și tot staful administrativ a stabilit niște reguli, niște noțiuni de plată pentru ca să beneficiezi, sunt pornite la niște cheltuieli, pentru că în paralel cu activitatea mea de zi cu zi ca și medic consultant, am și eu moderarea unei clinici, știu exact care sunt costurile și da, e normal într-o societate modernă, într-o societate corectă, parțial să fim parteneri cu statul, pentru că dacă toți am fi foarte corecți, am trăit și noi la un nivel mai înalt genul de situații care le vedem în țările vecine. Și noi deseori ne uităm la cum e acolo, stați un pic, păi hai să începem și noi de aici, să fim foarte corecți. Deci în momentul în care eu merg, nu am niciun serviciu gratuit, păi niciun serviciu, păi care servicii gratuite le avem noi în societate atunci când mergem la cabinete private? Noi alegem să facem acest lucru. Noi alegem să mergem la cabinet privat, înseamnă că suntem foarte conștienți că voi achita pentru acel serviciu. Nimeni nu te obligă să faci acest lucru. Și da, eu înțeleg că acum s-ar putea uita, a, gata, are popularitate, începe să ceară bani. Nu, nu e corect așa. Și mai este momentul că, deci eu sunt foarte bucuroasă de modelul că în toate clinicile în care activez ca și cabinete private, pentru că sunt trei, există consultația cu al doilea copil, da? Și e o consultație care este cu un preț redus. Dar de foarte multe ori părinții se uită la momentul ăsta, cum adică? Să achizi și pentru al doilea? Și știți, eu mai fac câteodată glume pe seama asta și zic, păi, mi-e straniu, oare când mergeți și luați bilet la avion? Oare când mergeți să hrăniți copiii în restaurant? Oare când mergeți la teren de joacă? Oare când mergeți la bazin, la film? Oare la frizerie, oare să luați papuci sau orice cheltuială care le faceți oare pentru unul și pentru al doilea, zici, știi, vrea și al doilea să mănânce o înghețată, eu dai și lua. Peste tot există plată unică pentru fiecare și eu am doi copii. Și eu când merg cu doi copii la stomatolog, păi merg cu doi copii la stomatolog. Nu merg cu unul și zic, știi, și la al doilea e nevoie. Sau dacă merg să cumpăr bilete la avion, păi te întreabă, ai doi copii sau mergi la trenul de joacă sau oriunde nu ai merge. Momentul nu e naiac, pentru că eu am consultat gratuit și am să consult întotdeauna gratuit, până în limita în care simt că atitudinea celui care cere serviciul meu este încrunată cu respect. Momentul în care dai soiul de adresare spre doctor, cum adică? Trebuie să achizi și pentru al doilea? Trageți un ochi. Păi nu mă ascultați. Părinții trebuie să înțeleagă un fenomen. Doctorul nu poate să tragă un ochi sau doar să asculte un copil. Medicul, în momentul în care se apropie de un copil, el se apropie în totalitate exact cum s-a apropiat și de primul. Și dacă pe primul cumva s-a achitat în casă, nu s-a achitat în buzunarul doctorului, Doamne, se achită în casa clinicii unde se merge și de acolo banii ăștia sunt repartizați în 400 de coridoare și apoi și către salariul doctorului, pentru că e normal, toată lumea muncește pentru salariu, nu? Iar doctorul, în momentul în care a văzut pacientul 1 și îl vede pe pacientul 2, îl vede exact în același volum ca și pe primul, nu înseamnă cumva îl vede pe jumătate și hai că pentru ăsta nu mai achit. Păi nu! Doctorul care se respectă cu el o să examineze cel de-al doilea copil în același volum ca și pe primul și o să dea indicații bazate pe o implicare totală, pentru că există ceea ce se numește asumare medicală. Păi nu pot că, peste dacă l-am văzut fără bani, acum uite așa și, și cu asta, păi nu, păi ori eu mă respect pe mine ca doctor, dar dacă părintele zice, știți, eu știu că trebuie să achit și pentru al doilea, vă rog foarte mult să-l vedeți și pe al doilea, pentru că nu-mi permit. Eu nu am să zic, știi, dacă nu achiți, nu ți-l văd și gata, Doamne! Ați spus asta așa, măi, toți așa. Toți o să zic așa? Nu, toți o să iau, cred eu, în prima parte. Pentru că corect este, atunci când mergem la doctor, să ne atârnăm față de doctor cu foarte mult respect. Și condițiile de achitare a unei consultații nu sunt chestii pe care și le stabilește doctorul în cabinetul. Doctorul este angajat în acel cabinet. Cel are obligațiunea să respecte și el acele reguli din contractul de angajare
Și dacă administrația a gândit aceste lucruri, le-a gândit pentru toți cei care solicită serviciile medicale din acest cabinet. Deci e o normalitate să fie corect atât pacientul către doctor și doctor către pacient. Momentul este doar despre noțiunea prin care se ia, nu știu cum așa, la mișto și o chestie de... Eu, de exemplu, când cu mine se vorbește așa, eu resimt un soi de, știți, devalorifică implicarea mea, adică printre altele, hai, știți, și abordarea asta e foarte dureroasă. Eu mă simt atât de prost în momentul ăla, pentru că de multe ori cu colegii, când mergem la cafea, vorbim despre lucrurile astea, știți? Și noi ne descărcăm între noi cu momentul. Știi, azi a venit și cumva... E atât de... Noi doctori avem în spate, și nu ridic acum că, na, suntem și noi cu multe și cu plusuri și cu minusuri, suntem oameni și așa mai departe, dar în spate stau câte 15 ani de învățare. E o chestie care, pentru ca să poți să citesc o analiză, nu înseamnă că trageți un ochi. Ce înseamnă trageți un ochi peste o analiză? Da? Deci, soțul meu poate să-mi zică, auzi, Dorina, trage un ochi peste analiza mea, da? Family, model, dar... În rest, doctorul în momentul în care se uită peste o analiză de sânge, unde sunt 17 parametri, el îți dă răspunsul instant. De ce? Pentru că are o experiență în spate. Și pentru că, da, lui trebuie obiectiv să se uite un minut și să-ți dea răspunsul. Dar acest un minut în spate stau 15 ani deși, sau mai mult, da? De studii, de practică, ca să poată foarte rapid să se includă. De aia și pentru doctori începători durata unei consultații este mai lungă, iar pentru doctorii care trec deja și încep să-și avanseze gradele sale de stagiu practic, încep durata consultației să se limiteze la 20 de minute maxim. Pentru că tot ce se numește consult, de aici iarăși un moment foarte important, că de multe ori erau, da, situațiile astea, o consultație, am dat X sumă pentru 5 minute. Și aici părinții toți se împart pe două, pentru că unii părinți au nevoie de foarte mult să le se vorbească, dar unii sunt foarte exacti, da, genul de situație, da, și mai ales dacă deja știe modelul de lucru a doctorului, a venit, a spus ce plângere are, a văzut copilul, a primit indicațiile, s-au dezbătut în indicațiile de tratament, aha, e clar, la final, eu am modelul, zic, întrebări mai sunt, întrebări la mine aveți, nu am și cu asta e tot. Unii părinți au nevoie de mai lungi toate aceste dialoguri, de 40-50 minute. În ce trebuie să înțeleagă cu toții la cabinetele private pentru medicii care au stajul de lucru mai mult decât 5 ani, 3 ani cu plus, 20 minute este limita. Bine, sunt situații când sunt consultațiile de urgență cu o situație medicală care să-ți ia și o oră. Doctorul este în potența de a decide acest lucru, că dacă e un copil în insuficiență respiratorie sau alte chestii, va fi consultul și mai lung. Și iată în modelul ăsta, deci unii părinți, știți, poate să zică că, dar ce a făcut? Că s-a uitat peste analize doar. Mi-a dat doar tratament, doar, știți, cumva doar. Cumva, momentul în care oamenii muncesc, da, fac de studii greu fiecare, da, bănuț, și cumva, știți, ar vrea să, deci se întâmplă să aștepte poate altceva de la acea consultație. Întotdeauna, iarăși mă întorc, trebuie să rezoneze pacientul cu doctorul, trebuie să înțeleagă că momentul în care noi ne apropiem de copil trebuie să fie foarte scurt. Există o regulă de bază în pediatrie și anume cât mai puțin contact și să-l intimidezi pe copil. Sunt copii cărora le place, ei se urcă în brațe și da, ei au, cum ziceam la început, cum le place să stabilească relațiile. Sunt copii cărora, deci foarte rapid. Ca să te uiți în urechi și să te uiți în gât și să asculți copilul, poate să-ți ia și 5 minute. Și nu consultul durează 5 minute. Fiecare doctor știe cât are nevoie, da? Deci, eu dacă am ridicat, da, modelul și m-am uitat și am văzut timpanul mai rapid, alt doctor poate să aibă nevoie de mai multe mișcări, eu am nevoie de 12 puncte în care să pun fonendoscopul, alt doctor o să zică, băi, nu, eu am nevoie de 20 de puncte pe toracica, eu am nevoie de 4 puncte să palpez burta, alt doctor o să zică, nu, eu mai pun încă 2 pentru ca să mă duc mai adânc pieriul umbilical, da, în jurul... Deci e o chestie care fiecare doctor deja începe acest model de a examina copilul să-l întindă la câte minute are el nevoie. Dacă mie, ca și doctor, îmi ajung 5 minute, păi îmi ajung. Momentul de după poate să fie deja, poate chiar mai mult în dialogul cu părinții, pentru ca să știu sigură, să fiu eu sigură că m-am făcut înțeleasă. Pentru că, de cele mai multe ori, se poate pierde că am văzut copilul super bine, am scris super frumos pe foaie, iar părinții au rămas cu foarte multe neclarități. Și de aia eu spun întotdeauna,
Facem rapid examinarea și lăsăm pe copil să exploreze prin birou, să se mai uite și să facă ce decide el, dacă vreți să-l țineți în brață, dar eu vreau să știu sigur că v-am explicat și m-am făcut înțeleasă pentru ceea ce trebuie să faceți acasă. Aici e esența. Că dacă i-am zis părintelui că trebuie să facă la... Deci am scris pe foaie, inhalații la fiecare 8 ore. Așa, și el a zis, ok, deci așa 8 ore, deci asta cam fie de 2 ori pe zi. Da? Pentru că s-a gândit doar la perioada zilei. Și dacă nu am intrat în esență în 24 de ori, că exact, dacă nu am intrat în esență, am dat un exemplu banal până la urmă, dacă nu am intrat în esență, atunci deci rămâne cu 2 inhalații pe zi. Și mi-am pierdut tot tratamentul copilului. Pentru că 80% din tratament înseamnă părintele e sigur pe ceea ce a înțeles, doctorul e sigur pe ceea că părintele a înțeles totul și sigur acolo va fi disciplina acasă. Sunt foarte multe situații atunci când avem această, hai să zic așa, moment când se duce acasă și copilul nu vrea. Nu este atât de responsiv, nu cooperează. Compleanță, zero. Și părinții cedează. Și pot să fie deranjați, uite, știi, mi-ai dat un dita mai tratament că copilul meu nu vrea. Sunt foarte mulți copii care nu vor. Deci, nu cred că există copii până pe la 4 ani, 3 ani, ca să vrea să fie hidratați. Știi soluția asta cu electroliți, care sunt super sărate și deloc gustoase? Așa? Sunt 1001 de jocuri. Putem să punem 3 pahare, unul cu compot, unul cu ceai mai îndulcit puțin, așa, și unul cu soluția asta de electroliți. Sunt tot mai multe soluții de electroliți care au diferite gusturi, da? Sunt cu adausuri care îi mai amăgiște un fel, da? Bine, nu e o minciună din aia în care îi minciunim pe copii. Dar zicem, uite, bei o siringă din asta, unul din asta, eu mai împingem noi cu forța, el mai plânge puțin și apoi el știe schema, da? Și tot așa. O dată lucrat, a doua oară lucrat, a treia oară lucrat și într-un moment dat ajungem să avem un copil cooperant. Copilul nu-i place să-i fie nasul spălat. Sigur, cărui copil îi place și eu am doi acasă și nici la unul nu le-a plăcut. Nici mie nu-mi place, exact. Asta e, deci e și normal ca un copil să ne dea... Deci nu trebuie să avem așteptări de ordine că o să mergem acasă și o să fie totul super frumos. Dar trebuie să apelăm la toate scenariile posibile și apoi să zicem că nu categoric, nu merge, nu e bine și... Dar în momentul în care am făcut o zi, două, acest tratament și copilul nu a avut compleanță, nu începem să scriem, știți, mi-a dat un tratament și nu a fost bine și copilul meu s-a agravat. Stop! Hai să vedem ce s-a întâmplat. Pentru că, da, evoluția bolii e ceva pe care doctorul o va putea anticipa sau controla până la un procent. Adică, niciun copil nu se adresează la doctor și acesta să vrea ca el să complice, să vrea ca la el să nu meargă bine. Deci scopul unei consultații înseamnă să-l diagnostici pe copil și să-i dai indicații ca să se trateze și să fie bine și să încheie cazul ăsta și toată lumea să fie fericită. Pentru că doctorul își dorește să-și facă prieteni printre pacienți și sigur că își dorește să fie doar bine, pentru că ăsta este rostul lui ca specialist în societate, să le fie bine copiilor. Toată lumea să fie fericită. Dar este ceva ce se numește doctorul nu e Dumnezeu. Doctorul este și el un om. Și chiar până la cele mai mici detalii, dacă a anticipat, se întâmplă niște evoluții. Evoluția ale bolii, care înseamnă vigilența infecției, că e virus, că e bacterie, ciuperc, că parazit, nu are a face. Compleanța poate scăzut un pic la tratament. Imunitatea scăzută a copilului. Momentul de asociere, în timpul ăsta cât e bolnav, mai ia ceva. Poate copilul ăsta are asociat o altă patologie, renală, hepatică, gastrointestinală, adică pe diferite alte sisteme. Și uite, rezistența majoră. Da, exact. Și momentele astea pot să se întâmple în 10% ca unii copii să complice. Să complice până la internare, să complice poate până la antibiotic, dar ei sunt foarte puțini totuși. Atunci când copilul are parte de un diagnostic corect, de indicații corecte și de implicare disciplinată maximală a părinților, rata de succes este aproape 90-95%. În cazul în care ceva din acest lanț, da, se șterbează, așa, obligator, deja ne putem gândi că există un mic risc de a se complica. Ce este important? Dacă familia are un doctor cu care rezonează, un doctor cu care colaborează, un doctor cu care își supraveghează copilul, îl caută pe acest doctor. Se întâmplă așa că se fuge la un alt cabinet pentru că, ceva n-a mers bine. Și acel ce n-a mers bine a fost ghidat de către celălalt doctor. Dar nimeni niciodată nu poate să zică că ghidarea celălalt doctor nu tot asta era să obțină și de la doctorul respectiv. Pentru că cu
varianta complicată te-a dus la alt doctor și cumva celălalt te-a tratat. Păi nu, cu varianta complicată puteai să te întorci tot și la doctorul primar și ăsta să zică, știi, că se complică și să-ți dea tot ce ți-a dat celălalt. Ideea este că e problemă dacă începi să dai vina pe primul doctor. Iată care e problema. Pentru că evoluția și complicațiile sunt lucruri normale, lucruri pe care nimeni nu și le dorește, nici doctorul, nici pacientul, dar sunt lucruri inevitabile uneori și asta te obligă să lărgești tratamentul. Sunt copii rezistenți la tratamente, că ziceam despre antibioticoterapie și nu numai. La noi se face, cu părere de rău, foarte multă automedicație, pe ce a zis vecinul, vecina, mama, farmacia. Știi că nu îi ajută, hai să crezi doza, nu are a face, că e pentru febră, că e pentru dureri de burtă, că e pentru dureri de cap, dar părinții pot să mai facă astfel de șmecherii, lucruri care este foarte, foarte greșit, uneori destul cu impact negativ asupra copiilor. Și modelul ăsta de automedicație poate duce pe copii în direcție de rezistență la niște tratamente standardizate. Adică copiii cu alergoze respiratorie, astm, bronșic, da? Copiii care necesită implicare imediată, fac niște crize de clinică stresantă pentru părinți, îi face pe aceștia ca să fugă rapid și la una, și la al doilea medicament, și la al patru, și așa mai departe, din frica asta că nu se întâmplă ceva grav copilul, să dea. Și atunci se întâmplă că greșesc. Și când se vine la doctor, nu-i mai merge primul medicament, nu mai merge al doilea și trebuie să merge deja la niște etape avansate. Și atunci, de aia și eu de multe ori le vorbesc în avans părinților. Știți, uite, există acest X%, pentru că ultimele întruniri cu medicii pediatri în congresele internaționale sunt pe tematicile. Avem tot mai multă rezistență la tratament. Și nu doar atât avem momentele astea de polipragmazie, pentru că, na, cu părere de rău, se mai indică și de către medici mult se indică lucruri care nu e tocmai bine. Părinții vor mult și doctorul nu-și menține poziția, dar permite acest mult să fie eliberat și scris pe foaie. Apoi avem modelul ăsta de cumva frica de a nu se complica și părinții dau antibioticul. Antibioticul nu este acea măsură prin care putem să controlăm complicațiile. Niciodată. Există unica situație medicală, da, care vorbim despre meningită, dar ea este o urgență medicală și ea nu stă pur și simplu pe neobservate. Și noi știm exact care este incidența meningitei, dar în tot ce se numește infecțiile respiratorii sau enterovirozele banale de sezon, foarte mulți părinți apelează la antibiotic crezând că dacă îi dau această pastiluță magică, cu copilul meu nu se va întâmpla nimic. Cu copilul ăsta se poate întâmpla mai mult rău decât bine în cazul în care s-a dat un antibiotic. Și dacă și vorbim despre procentul 5, acele 10% care, dar nici 10 nu le putem ridica, până în 10% care pot complica și pot să necesite antibiotic, se vor da de știre prin simptome clinice mâine, poimâine, prin analize de laborator care vor confirma că lucrurile nu merg bine. Dar ceilalți 90%, dacă îi punem pe toți într-o oală, înseamnă că toți 90% ar trebui să primească acea pastilă, lucru care este total greșit. Un antibiotic, în momentul în care este aruncat în corpul copilului, dacă acesta nu are nevoie de el, acest antibiotic nu că pur și simplu o să iasă pentru actul digestiv afară. El lasă urmări. El lasă urmări asupra distrugerii la floră, asupra mușcării din sistemul imun, asupra faptului că acest corp deja s-a cunoscut cu antibioticul ăsta și se va mai întâlni odată și pământ să zică, dar nu mai dă nicio reacție la el. Așa numită antibioticorezistență. Acest corp începe să fie vulnerabil pentru că antibioticul a mușcat, cum vă ziceam, din sistemul imun și peste 3-4 săptămâni așteptați acest copil să se reîmbolnăvească. Obligator. Avem situații de infecție bacteriană când trebuie antibiotic și noi îl indicăm pentru că noi fără antibiotic nu am fi putut exista ca și societate. Și antibioticul a fost esență atunci când s-a inventat penicilina, dar sunt niște limite clare când se dă antibioticul. Și atunci când avem indicație clinică pe simptome și confirmată de laborator că acest copil trebuie să primească antibiotic, el o va primi. Iar în cazul în care noi îl aruncăm la orice infecție banală, noi ne facem mai mult rău decât bine. Suntem într-o epocă în care mesajele stop antibioticoterapie sunt tot mai active pentru că antibioticorezistența ne mănâncă. Și, de fapt, asta este unul dintre elementele care ne vor duce la declin. Avem copii cu rezistență gravă, copii care duc și complică și trebuie să le sintetizeze de nou un antibiotic pentru că trebuie să primească dubla, tripla terapie cu antibiotic pentru ca să poată să sugrume acele infecții. E foarte afectată și atunci când copilul are infecție bacteriană și s-a dat antibiotic, acest copil, după 6-9 luni, se recuperă în totalitate,
că acest antibiotic complet a ieșit din corpul său și sistemul imun și-a revenit în totalitate. Deci noi, atunci când avem o infecție bacteriană, știm acest lucru, noi informăm părinții. Dar ce mai zicem despre această situație când se dă în fiecare lună și avem copii care primesc și de două ori pe lună? Antibioticul este o măsură, deci o indicație medicală foarte serioasă și nu te poți atârna față de antibiotic ca o chestie de rutină. Ai, mi-a dat un și un antibiotic, mă tem să nu se complice. Păi stai să vedem, se va complica situația copilului și atunci îi vom da. Dacă nu se complică, uităm. Atât. Iată cum ajung să aibă acces unii părinți. E o chestie foarte discutabilă, pentru că obțin cumva aceste rețete. Doi, se întâmplă uneori, da, uneori se mai grăbesc și poate în anumite situații și unii medici indică antibioticul pentru că mama comunică despre situațiile că ea este stresată, ea este și atunci cumva se întâmplă, da, să elibereze și poate dacă situația asta a trecut-o fără de antibiotic, zice, hai să am un antibiotic acasă, da? Iată situații. Sau genul de situații când pleacă în vacanță și trebuie să ia cu ea un antibiotic pentru orice eventualitate și l-are pe poliță și nu l-a folosit atunci și respectiv l-are ca rezervă. E o chestie că, da, eu am să admit acest moment pentru că nu sunt doar părinții vinovați de aceste indicații medicale, pentru că de multe ori, da, părinții spun despre acest lucru, deci noi mergem la medic și suntem... Da, da, exact. Cumva a fost acea epocă în trecut, da, când doctorii erau la distanțe foarte mari, accesul la medicină nu era atât de ușor ca acum, nu mai erau atât de multe cabinete medicale și puteai să-ți alegi doctor. De-aia și spun că acum noi avem cea mai ușoară perioadă, poți să-ți alegi doctor așa cum simți tu ca părinte. Și era o chestie că cei mici nu puteau să fie monitorizați atât de activ cum sunt acum spre nordul, da, sudul țării, unde era doar un spital raional și erau mai puțini doctori. Au fost acele, hai să spun, schimbări când unii medici au fost reprofilați dintr-o profesie în alta și așa mai departe. Au fost foarte multe schimbări în sistemul medical și pe nota asta că cel mic nu va putea să fie supravegheat, li se le mai indicau în anticipat acest antibiotic. Și da, îi se oferea poate acasă și se spunea mamei să analizeze cumva și nu era acea comunicare nici telefonică și au mai rămas această umbră și până acum. Da? Pentru că atunci cumva se comunica acest fenomen gen ok, dacă o să aibă 3 zile febră și da, după asta trebuie să-i dai antibiotic. Pentru că da, tot ce mai târziu de 3 zile nu era atât de rapid accesul la teste rapide pentru infecții bacteriene, atât de rapid cu analizele generale expres în care să vezi hemoleucograma. Dar noi am evoluat. Am evoluat și am văzut că avem niște viroze mult mai severe care țin febră de 7 zile și acel criteriu de 3 zile de febră nu mai este indicație absolută de antibiotic, pentru că da, cândva era nu atât de multă, hai să spun, vigilență virală și cumva, da, virozele erau recelele alea simple, da, cum se exprimau cu toții. Despre faptul că 3 zile și gata, după 3 zile trebuie să fie totul bine. Acum avem infecții care țin 7, 10, 14 zile de febră, dar sunt în viroză și nu necesită antibiotic. Avem acum testele rapide și de-aia și spun părinților, ok, haideți să nu dăm doar vina pe medici, haideți să ne responsabilităm și noi ca părinți până la urmă, nu? Ok, eu zic, trebuie să dau antibiotic. Tu ca părinte zic, hai mai bine facem o analiză de sânge. Hai, poate facem un test, da? Adică de-aia și spun că poate și sunt unii colegi care... Noi trebuie să le zicem mulțumesc că sunt sate în care avem medici, poate deja în vârstă, care au o anumită tactică și noi ne închinăm în fața lor că sunt acolo și ei ne ajută în continuare să pună fonendoscopul, să facă un bilet de trimitere, să cheme o ambulanță, să fie un sistem de comunicare. Dar dacă eu cred că se comunică frumos cu acel doctor, el nu o să zică niciodată nu, că uite, știi, eu vreau să merg mâine la un cabinet privat să fac o analiză de sânge. Sau când este aici posibilitatea să fac o analiză de sânge, eu nu cred că acel doctor o să zică nu. Deci e imposibil să vrei să faci bine copilul și doctorul să zică nu. Nu, absolut, suntem într-o epocă în care putem să comunicăm, să punem întrebări. De-aia și blogurile mele informaționale sunt părinții, trebuie un pic să înceapă să vrea să cunoască mai mult. Și cam
exact în anumite situații care sunt cele mai frecvente, pentru că na, nu facem pe toți părinții medici, să știe că, uite, da, în așa fel de situații, eu pot să merg la un laborator, eu am nevoie să fac asta, primesc cam indicații din astea sau mai mult decât atât. E atât de îmbucurător când vin părinții deja pregătiți. Asta mă bucură foarte mult și cam în modelul ăsta când vin părinții și zice, o doare foarte tare în gât pe mica și noi sigur am venit pregătiți, am făcut sângele și testul rapid la streptoc. Minunat! Deci e clar, deci părinții sunt conștiincios, mega responsabili, mega informați, știu exact despre ce vorbim, știu exact despre de ce am nevoie despre... A, și, dar știți, totuși m-am uitat, bine, am nevoie de citirea dumneavoastră, de acei ani de facultate, iarăși cum ziceam despre... Și poftim de aici vine. Alte situații, unii părinți, după această o vizită, dacă corect ascultă ceea ce spune doctor, următoarea, tot cu așa un tablou, ar putea să și-o asume. Și e mega minunat acest lucru. Pentru că eu, ca doctor, categoric nu fug după pacienți că să vină și... Pentru de aia și fac aceste bloguri informative. Cât mai multă lume informată și în foarte mare procent să-și poată gestiona situațiile de îmbolnăvire ale copilor fără ca să ne aibă nevoie de medic. Și nu încurajez acum că tot ce se numește să ne tratăm copiii de perețele, nu. Dar vorbim despre situații, da? Adică dacă e la ora 2 noaptea și copilul radica 39 și doarme liniștit, păi dați-i pace până la 8 dimineața. Nu trebuie la 2 noaptea să-l scol din pat și să fugi la doctor că face febră. Dacă copilul are vomă, stai liniștit și începe să lucrezi voma cu deci e standard internațional, nu doar la noi, că nu am invitat bicicleta, doar transpun ceea ce am învățat, ceea ce am practicat de-a lungul anilor către părinți. Că e o reacție de apărare, că tușește, hai să ne uităm până la limita în care copilul e activ, e cooperant, zâmbește, bine a vomitat, gata, e într-o stare de suferință în acel moment. A trecut voma, a trecut 20 de minute, hai să încep să-l hidratezi. Păi și dacă nu mai vomit, de ce să fug repede la ambulanță? Dacă n-am mai vomitat după asta sau am mai vomitat o dată de seară, nu am mai ridicat febră, nu s-a mai întâmplat nimic. Deci noi în primul rând citim copilul. Niciodată nu o să citim doar analizele, pentru că nu tratăm analizele, tratăm copilul. Și părinții acasă încep să... Eu mă bucur enorm de feedback-urile de mesaje din categoria asta în care, iată de când citesc și urmăresc, am început să fiu mai calm, am început să prind curaj, am început să înțeleg că e ceva normal. Gen, și eu uneori expun situațiile care mai am ca copiii mei, adică, și ziceam despre sfluatul nasului, da? Am căutat până am găsit un elefanțel care are inhalator și aspirator pentru nas. Și ne-am jucat cu aspiratul nasului nu când a fost în boală, dar în afara bolii. La mine, la tati, și bunica, și bunelul de-am bunii ziceau că când venim noi să ascundem elefantul, pentru că Evi și Bogdan efectiv trebuiau în permanent să facă lucrul ăsta și își fac unul altuia, da? Copiii sunt niște organisme care au apărut sterile și au perioada de adaptare la tot ce se numește mediul ambient. Așa cum ating masa, aragazul, telefonul, colacul de la viciu, așa atinge și tot ce se numește sistemul imun, toate valorile mediului. Viruși, bacterii, ciuperci. Și perioadele astea prin care el atinge tot, absolut, este perioada lui de maturizare. Uneori, atunci când welcome, a intrat o anumită particulă virală din exterior și a găsit copilul într-o situație mai puțin protectivă, el zice, bine, iau ce e ok aici, ia să-mi dezvolt o colonie. Și ce face? Începe să-i curgă nasul, îi se face gât roșu, începe să tușească, poate să apară și febră, vomă sau alte chestii cutanate. Eu vorbesc despre acele infecții banale ale copilăriei care sunt foarte dese. Sunt cazuri foarte grave, da? Noi nu o să ne rezumăm la asta, pentru că aici e un procent mic. Părinții de obicei sunt anxioși, fobici la ceea ce este rutină. Primul an de grădiniță sau când este unul mic acasă de până la un an și este unul care merge la școală sau la grădiniță, adică e în colectiv și el este vector de a aduce cât mai mult. Și când părinții încep să intre în esență că stau un pic, uite, ok, există alte alternative, ei încep să devină mai siguri pe ei. Și începe acest proces de învățare. Menirea noastră, în momentul în care suntem doctor, nu se rezumă doar la cabinetul fizic sau cabinetul online. Asta eu am decis. Nu trebuie, nu înseamnă că cumva trebuie să o facă toți sau e o problemă dacă alții nu o fac. Nu. Fiecare trebuie să facă ceea ce îi place. Da? Și dacă, cum ziceam, mie nu mi-a plăcut să tac în secția de farmacie, mi-a plăcut să vorbesc foarte mult. Întotdeauna vroiam să am conexiune din asta. Întotdeauna mi-au plăcut urgențele medicale, mi-au plăcut situațiile astea în care e totul așa cu un soi de adrenalină și apoi se rezolvă și ai o satisfacție colosală. Deci, efectiv, când ai un copil destabilizat și după îl vezi cum el treptat se stabilizează,
Deci eu nu pot să descriu asta în cuvinte. Asta e o chestie care de aici îți dă, ai impresia că eu fac o asociere, îmi crește inima ca o pâine caldă, știți? Era o frază care mămica mea întotdeauna o spunea când era ea satisfăcută și eu am preluat acest lucru și zic, și când vezi părinții aia cu ochii ceia care joacă și copilul lor este bine și le zâmbește și a venit într-un status convulsiv sau a venit cu insuficiență respiratorie sau a venit cu vomă incoercibilă sau copilul avea deci, o problemuță a pielei și urticărie, de exemplu. Da, urgențele medicare care sunt așa, care implică instant sală roșie, secție de terapie intensivă sau poate destabilizare în departamentul de urgență. E o chestie în care îți dă o satisfacție mare, da? Și partea asta de implicare, fiecare își resimte locul său. Eu întotdeauna mă strădui să expun pe paginile mele ceea ce este standardizat ca și noțiune medicală, este protocolizat, adică pe document, dar cu ușoare ștrihuri din viața de zi cu zi, da? Pentru că momentul, deci nici într-un protocol nu scrie că trebuie să îi dai înghețată, da? Ca și produs. Dar scrie despre faptul că trebuie să răcorim. Obligator să măsuri fizice. Și în paranteză o mie și una de alte măsuri fizice. Ok? Măsura fizică înseamnă tot ce poate să răcorească. Da? Poate să fie dușul la 37, poate să fie înghețata, poate să fie să deschizi frigiderul, să-i dai un iaurt direct din frigider. Și întotdeauna părinții trebuie să știe că copilul trebuie să fie pregătit. Adică orice situație, dacă ai văzut la vecin sau dacă știi că verișorul este în boală, ia acel moment și începe să vorbești cu copilul tău. Sunt foarte multe cărți care exemplifică situații de îmbolnăvire ale copiilor, da? Și îi spune despre anumite senzații. Pe când pe copilul doare sau are acel moment, îi se vorbește copilului despre ce a simțit, da? Și când copilul resimte, ții minte atunci, știi că am făcut asta, hai să mai încercăm acum, fie nu să te mai ajut. Exact. Momentul în care s-a atins de ceva fierbinte și ai fugit la apă rece, când te doare ca și atunci, știi că atunci am pus apă rece, hai poate și facem și acum un duș. El stă așa supărat și trist, copilul e în boală. Dar în momentul în care deci părinții le este frică de geamuri deschise, le este frică să înfofolească copiii, să îmbrace în patru straturi, să-i dea mâncare din frigider, e o chestie care e fixată aici la părinți. Ei cred că aceste lucruri le îmbolnăvesc pe copii. Aceste lucruri sunt mega minunate de rutina noastră care sunt date nu întâmplător. Sunt date anume pentru ca noi să le preluăm, să le adaptăm la copiii noștri și să începem acel proces care îl știu toți cum ține de călire. Da? Copilul mănâncă din frigider de iaurt, păi când o să iasă afară această temperatură, că nu mai avem ierni, na, cu părere de rău, această temperatură o să fie mega, mega ok, suportate de către copil. Dar în momentul în care copilul nostru este înmagazinat într-o capsulă din asta, cumva, pentru că încercăm să-l protejăm, părinții trebuie să înțeleagă un lucru. Noi nu putem să ne protejăm copiii de tot. Pentru că noi trebuie să le oferim copiilor contactul cu exteriorul. Nu înseamnă că ești un părinte mai rău, categoric, că uite, copilul meu, ce am făcut eu greșit. Părinții încep să-și pună vina asta pe ei. Situațiile viață nu sunt pentru a fi ocolite. Sunt pentru a fi confruntate. Adică, ok, cum zic eu, lăsați copiii să se îmbolnăvească. Și atunci se uită strană. Ce halal de așa doctor, zice că să-mi las copilul să se îmbolnăvească. Vorbesc în noțiunea care trebuie să fie un pic așa, limitele astea să fie lăsate. Adică, toți copiii se îmbolnăvesc. E normal să se îmbolnăvească. Important e să fie diagnosticați corect și să primească minim medicament, pentru că ei de minim au nevoie. Și când au nevoie de mai mult, să fie foarte argumentat acest mai mult care le s-a oferit. Iar momentul în care nu-l duc nicăieri, nu ies nicăieri, ok, acum, dar mai târziu? Păi dacă nu va face maturizare la 3-5 ani, va face la 7-8 ani, cum va fi la școală și acum unde poate la grădiniță să absenteze, va absenta la școală. Aveți un alt frate? Nu izolați copiii, lăsați să-i aducă câte puțin, pentru că și noi adulții care aerisim afară, mergem la cumpărături, noi toți suntem vectori către acest copil. Și această interrelație nu e întâmplătoare, e minunată și e o chestie pe care ne-a dat-o nouă fiziologia noastră și biocenoza noastră, dar noi nu ne folosim de asta. Pentru noi este mai ușor să avem acolo un dulap plin de, să schimbăm jumate de farmacie la noi acasă, știi? Decât să apelăm la lucrurile care sunt naturale. Copilului curge nasul, să-i curgă, maximal să curgă, pentru că corpul dacă are de aruncat afară o face. Noi avem reflexe super bune, născute, strănutul,
tusa, voma, diareea, să ne curgă cerumen. Minunat! Doar că iarăși, asta acum nu mai zic că da, lăsăm copiii să aibă fel de fel de simptome. Momentul este să apreciem acele simptome până la nivelul în care zicem e pericol deja, trebuie să încep să fac mai mult, merg la cabinet la doctorul meu, iată care este momentul. Noi suntem într-o epocă în care mâncăm foarte mult artificial, foarte mult modificat genetic, foarte mult îmbogățit cu nitriți, nitrați, foarte multă chimie. Chiar de curând citisem un articol cu acest adaos E621, care e probabil cel mai agresiv, cred eu, dintre toate. Cel care face gusturile astea foarte atractive pentru ce se numește procesat și care e lipsit de gust, da? Și acești, și noi, mamele, dăm naștere deja unor copii care sunt mai puțin capabili să se apere și pot să înhațe mai des aceste îmbolnăviri. Și nu e problemă că a venit găbiță cu muci astăzi la grădiniță, dacă deci cumva Andrei și este cu sistemul imun mai vulnerabil, dar și Andrei și poate, chiar dacă înhață de 3 ori mai des decât Gabi, păi Andrieș doar are nevoie să fie ghidat corect și lăsat cât mai mult el singur să-și rezolve. Pentru că dacă Andrieș are nevoie de 3 săptămâni în care să tușească ocazional, dar nu face febră, a făcut febră 2 zile, a stat 2 zile acasă, duce înapoi în colectiv și după asta sistemul imun întreptat, mai lent, mai încet face anticorpi, el toată perioada asta va mai tuși. Dacă tușești mai mult de 3 săptămâni, se duce din nou la doctor și se vadă, nu a mai asociat pe acest fundal sau de unde vine tu și așa mai departe. Copiii au nevoie să mențină în continuare acest soi de împrumut între ei pentru a face schimb de floră și pentru a se maturiza. Nu se va întâmpla maturizarea niciodată în condiții de casă, în condiții de izolare, în condiții în care nu vreau să contactez. Nu vă supărați pe alți părinți care vin cu copiii, pentru că e normal, copilul cu tusă, deci febră, stăm acasă. Vomă, logic, stăm acasă. Diaree, stăm acasă. Situații care implică starea vitală a copilului să fie bolnăvicioasă, va sta acasă. În rest, copilul poate merge în colectiv și face schimb între ei și toți copiii își maturizează. Problemuța este doar atunci, cum spuneam, despre volumul de tratament. Pentru că foarte mulți dintre ei nu urmează cele mai corecte indicații și cel mic are de suferit. Și părinții trebuie să meargă la muncă, ei sunt foarte deci de rutina asta, obosiți că trebuie să stea acasă, iarăși concedii, nu li se dă voie de la serviciu și încep supărările astea că De ce al meu trebuie să se îmbolnăvească, eu l-am dus sănătos și acolo a fost găbiță cu munci și așa mai departe. Și momentul este, iarăși cum spuneam, despre ceea ce facem noi cu copiii noștri până la 3 ani. Despre acele straturi simple pe corp, când afară este zero, nu trebuie să punem 4 rânduri de haine, despre acea permisiune de a mânca din frigider, despre acea permisiune de a în febră, de a acționa cu măsurile fizice maximal. Sistemul imun este genetic gândit să poată să-și apere acest corp. Noi ceea ce facem din exterior este foarte puțin și de foarte puțin au nevoie. Da, eu înțeleg că noi avem picături pentru tot, sprayuri pentru tot. Eu mă bucur de asta. Dar câți dintre copii au nevoie de toate acestea? Foarte puțin. Mulți și marea majoritate dintre ei au nevoie de foarte puțin. Foarte puțin, pentru că sistemul imun e gândit deja ca el în momentul în care este agresat de către o particulă infecțioasă să se activeze. În primul rând, cu mecanismul imunocitochimic de a o distruge, dar și obligator de a-și face o doză de imunitate memory, adică anticorpi. Și astfel, sistemul umoral începe să se activeze. Activeze este acel, hai să spun, actor din corpul nostru care ulterior ne va apăra. Important e să mai tăiem din fricile, ce se va întâmpla, ce se va întâmpla și grăbirea asta către medicament. Toți părinții trebuie să se grăbească. Lasă bine dacă, eu zic acum că sunt foarte multe situații că nu trebuie să se adreseze la medic, dar dacă ei se simt mai în siguranță, eu n-am să contestez că nu dăm afară pe nimeni, absolut. Părinții poate să meargă ori de câte ori are nevoie. Chiar dacă eu zic că trebuie să mai așteptăm 3 zile acasă, dar ei nu se simt pe ei, lasă meargă și din prima, nu zic. Dar să se grăbească către consult, să se grăbească către analize de laborator, nu către medicamente. Adică să meargă pas cu pas și apoi să ajungă la medicament totuși, să nu fie medicamentul primul, că să-i dau. Și întotdeauna când ajungem să dăm medicament, trebuie să înțelegem pentru ce dăm acel medicament. Gata, nu trebuie să fie doar bătutul de pumn în masă, da? Trebuie să fie situația în care clar știm, copilul ăsta are muci verzi și eu trebuie acum să-i dezinfectez acești muci, iar doctorul mi-a spus că acest medicament, acum am de... Aha, gata.
Deci dacă am mugi verzi, am nevoie de un medicament, deci maxim două, nu patru medicamente care vin să lucreze, deci sau sunt din aceeași grupă și așa mai departe. Un moment esențial este, bine că, da, spuneam despre chestia că părinții au rutină, au program și e de înțeles. Nu acuz niciun părinte, absolut. Ei au nevoie de această, nu că au nevoie, zic, adică li se argumentează de ce au această dorință ca foarte rapid copilul să se facă bine. Nu e o chestie pe care, ca noțiune de timp, o poate hotărâ părintele, doctorul. Nu. E o chestie care se hotărăște pe două principii. Tipul de infecții și reactivitatea copilului. Pentru că un tip de infecție, pe diferite tipuri de reactivitate al mai multor copii, se manifestă în o zi între 5 și 9. Alt tip de infecție, da, dacă ea este mai vigilentă, se va manifesta diferit. De aceea sunt doi eroi, cel care atacă și cel care se apără. De aceea, dorința asta că să-i dau ceva că mai repede să treacă în las, să-i dau ceva că mai repede să nu tușească, nu există așa ceva. Chiar dacă promisiunile de NRCP-uri sunt astea cumva, dar și acolo nu e scris că tratamentul durează 3 zile. Ok, dar la acest copil poate să dureze 17. Nu, nu are a face una cu alta și nu are a face cu medicamentul. Că de multe ori se poate rezuma concluzia părinților, nu ne-a ajutat, am dat 5 zile și nu ne-a ajutat deloc. Și ei se grăbesc rapid să schimbe alt medicament. Nu de fiecare dată e vorba doar despre medicamentul nepotrivit. Nu. Poate fi și de mai multe ori situația că anume acest copil, anume în modelul ăsta de infecție care l-a avut, să aibă nevoie de o durată mai lungă de timp pentru a se recupera, rămânând pe același medicament. Bine, sunt anumite medicamente, vorbim despre grupe de terapie broncodilatatoare, antialergice, antibiotice, antidiareice, care există o limită de început când începe să arate eficiență, da? 3 zile, 5 zile și părintele trebuie și să fie informat, da? Gen cum și eu spun, uitați-vă atent. Acest antibiotic începe să scadă simptomele după 3 zile de utilizare. Dacă după 3 zile avem simptome tot atât de agresive, înseamnă că nu merge ăsta, trebuie să vă întoarceți pentru că, așa, trebuie să schimbăm și așa mai departe. În cazul în care noi vorbim despre tusa, de după orice viroză banală, păi nefăcând nimic, ea poate să dureze 3 săptămâni. Făcând un pic de inhalație putem să o micșorăm poate cu o săptămână, dar poate nu. Deci fie, la unii fratele îi trebuie 3 zile, sora îi trebuie 14 zile. Și efectiv e clar că au avut aceeași infecție dacă s-au îmbolnăvit concomitent în același segment de timp, dar reactivitatea unuia de drenaj cu cilii a fost foarte activă și mucozitatea a ieșit în 3 zile, altul are nevoie mai mult timp. Momentul de conștientizare este pe dialogul părinții, vorbesc cu doctorul, descriu. Și iată, eu am la cabinet familii care deja noi știm cum se exprimăm și asta e fenomenal atunci când ai o relație din asta de compleanță atât de bună. Știți că la mine, Georgică, el cam greluț iese din tuse. Știți la mine că întotdeauna Eva, când începe să vomite, cam de fiecare dată ajungem să fie necesar să o picurăm, pentru că ea vomită incoercibil, deci nu reușește să-l hidrateze, da? Și iată, noi știm modelul de suportare a unor simptome la acest copil și cam deja avem anumite așa. Și părinții știu deja conștiincios, aha, ok, eu văd ce se întâmplă 3 zile, eu văd ce se întâmplă 5, deci cam la asta zi mă apropii. Și părintele începe să-și cunoască și să-și citească copilul și nu mai are supărarea către doctor, nu mai are supărarea către medicament, dar are răbdarea aia pentru că ăsta e copilul meu. Și ăsta e modelul prin care eu împreună cu el, el împreună cu mine, depășim împreună boala. Astea sunt problemele de zi cu zi. Da. Și eu am trecut printr-o etapă așa foarte pentru a-mi configura modelul ăsta că îmi pare rău că supăr părinții când nu pot să le răspund. Dar nu e pentru că o fac cu răutate sau intenționat. Asta e. Da. Dar înapoi, feedback-urile sunt foarte dure. Foarte dure. De atâtea ori am fost și numită, cumva. Da. Și asta e o chestie. Și apoi am început stop. Nu. Părinții trebuie să fie un pic mai implicați și mai responsabili și să nu pasăm totul numai pe doctori. Ia hai un pic să ne asumăm și noi. Și când părintele vine și zice că ce ai făcut? Cum ai făcut? Cât te-ai străduit? Cât timp ai așteptat? Nu. Stăm aici 4 ore, ia să vedem 4 ore și când începe a hidrata aici, ia uite, încă o seringă, așa, și elefantul, și sus, și eu, și tu, și
Deci s-a putut? Da, dar acasă n-am putut. Nu m-am gândit chiar așa. Și atunci părintele începe să-și mai calmeze din furia asta de pe doctor, știi? Și începe o lecuță mai moale, așa să zică. A, stai un pic, pot, a, nu. Ei, păi nu e așa, că îți dau pastiluța magică și gata, tot e bine. Dar, da, cu părere de rău, sunt multe situații care implică foarte multă acțiune din partea părinților, dar ei nu o fac și le e mai comod să bage siropașul ăla, da? Gen, ca să faci o inhalație la un copil, trebuie să-l pregătești pentru asta și poate să-ți ia câteva luni bune ca să ajungi să ai un copil cooperant la inhalații. E mai ușor să-i bagi siropă, nu? Dacă un copil tușește de aici, problemuța e foarte simplă. Sunt atât de multe situații când doar inhalațiile rezolvă și o chestie non-invazivă, o chestie care penetrează medicamentul direct pe problemuță, direct pe receptorii tusivi. Și ai ocolit stomacelul, ai ocolit sistemul hepatic care trebuie să metabolizeze acel sirop, sistemul renal care trebuie să-l spile din sânge și să-l dea afară. Deci ai scos din scenariu trei sisteme pe care nu le mai chinui și ai dus medicamentul direct. Dar asta înseamnă multă implicare. De aia și unii părinți poate să aleagă calea mai ușoară, i-am dat siropașii și cu asta am rezolvat întrebarea. Nu, hai să vrem să fim implicați, hai să vrem să fim acum poate mai chinuiți de necesitatea de a-l determinat pe copil, dar mai departe avem de cules doar roade. De-aia și spun, și eu am fost crescută cu acele ritualuri care se făceau și nu înseamnă că ai mei greșeau, să zic acum să-i acuz și hai să-i critic pe toți. Nu! La etapa aceea, cu 40 de ani în urmă, atât se știa că se face fricție cu soluții de acasă, cu alcooluri, cu... Dar, de-a lungul anilor, s-au văzut tot mai multe cazuri de intoxicații la acești copii și au spus categoric nu. Și s-a dovedit științific, nu substanța care se introduce pentru fricțiune e care rezolvă problema, dar e doar mecanismul fizic de răcorire a extremităților. Adică ai luat un ștergărel la temperatură cu apă la temperatura camerei și l-ai fixat pe frunte, i-ai șters mânuțele, i-ai șters piciorușele. Că nu e pe soluție, dar e pe mecanism fizic, simplu. Avem aici în interior temperatură înaltă, la exterior noi umezind extremitățile cu apă la temperatura camerei, pur și simplu căldura din interior va fugi către exterior. Adică va începe să încălzească și acele suprafețe pe care noi le recurim. Și ce se întâmplă fizic? Cedează febra din interior spre exterior și astfel temperatura corpului începe treptat să scadă. Întotdeauna trebuie să știe toți părinții, pentru fiecare proces de început la noi în corp există partea opusă care să echilibreze. Adică crește febra, va scădea. Apare inflamația, va scădea inflamația. Apare procesul de durere, obligator va veni procesul de antidurere. Da? Adică este viceversa. Pentru fiecare proces biochimic la noi există începutul și sfârșitul pe mecanisme proprii, chiar dacă noi nu le influențăm. Genul de situație că dacă ne doare, obligator această durere va regresa. Obligator. Noi venim să ajutăm copilul doar când acesta ne cere clinic această solicitare, pentru că de foarte multe ori cel mai de temut simptom care este? Febra. Febra. Febra îi panichează pe părinți și determină, dar febra este un mecanism de apărare super bun, un mecanism cu care ne-a înzestrat pe noi natura, în fiziologia noastră ca și corp uman, perfect. El este semnul care ne informează că noi avem acum o infecție în corp. Că sistemul imun acum s-a apucat să distrugă acea infecție. Toți cred că noi trebuie să fugim de febră și cât mai repede să nu aibă febră, să nu aibă febră. Ca să înțelegem clar, deci momentul în care copilul este în febră, adică are această ascensiune mai sus de 38, sistemul imun și-a activat întregul sistem robotic pentru s-a alertat pentru a registra infecția, pentru a o distruge și acest lucru se întâmplă doar în perioada când este febră, adică atunci biochimia asta e activată. Când noi cedăm febra, noi pur și simplu îi tăiem aripile la sistemul imun și el fuge și infecția se multiplică. De aia și întotdeauna încurajez această frază care mulți o contestează, cât mai mult copilul să fie lăsat în febră. Mitul că la 40 la copil îi arde creierul, că se va întâmpla cu el ceva pe interior, e total greșit. Febra se ridică până la cât are de ridicat, conform centrul de termoreglare avem termogeneză, adică formarea de febră, o pic de fază de platou și obligator se activează într-un moment dat și termoliza, pentru că și sistemul imun este un robot doar care ține și ține 44 zile în continuu. El ridică febră și apoi și se odihnește un pic. Și iarăși ridică și iarăși se odihnește. De aia și durata minimă de îmbolnăvire de 3 zile. Adică cam atât îi trebuie sistemului imun ca să detecteze, să izoleze și să distrugă infecția.
Febra e o noțiune care ne obligă să-i dăm medicament copilului doar dacă acesta are nevoie de medicament. Adică în cazul în care copilul este pasiv, stă așa slăbit, nu bea, începe să nu vrea să mănânce, el arată că are suferință, ăsta e momentul când noi venim să dăm medicament. Nu doar cifra de pe termometru, pentru că avem copil la 39 care sare în sus. Bine, nu e chiar atât de activ cum era până la boală, e și normal, el este boală, dar el, în acel moment, nu ne arată niciun simptom care are nevoie de implicarea noastră. Lăsați acest copil să-și facă treaba sistemului imun și tot corpului fără noi. Nu fugim la medicament. Febra e simptom. Iarăși, cum ziceam și despre colici, nu e boală, nu necesită tratament. Nu trebuie să vreți mai repede să iasă din febră, trebuie să vreți să aveți răbdare. Pentru că corpul copilului și sistemul lui ne va arăta în cât timp trece el această boală. Dacă este o vigilență virală mai puternică, adică s-a multiplicat mult virus în corp și el este din categoria care implică zguduirea sistemului imun, febra va fi foarte înaltă, va fi cu segmente scurte de scădere, rapid se va ascensiona din nou și desigur va dura și câteva zile, poate chiar mai mult decât 3. Care e regula de bază? Dacă simptomul de febră nu are alte semne de pericol, convulsii, copilul nu este responsiv, copilul nu are vome cu sânge, scaun cu sânge, nu este letargic, vârsta de până la 3 ani. Dacă nu are nimic din aceste simptome de pericol, lăsați febra să-și facă treaba acolo în corp pentru a distruge acel agent infecțios care a nimerit în corp. Și atât. Și răbdare. Și în cazul în care vreți foarte tare să știți că trebuie sau nu antibiotic pentru acea febră înaltă, fugiți la laborator, faceți o analiză de sânge, mergeți la un medic, citiți analiza. Dacă sunteți deja în competență să puteți apreciați voi singurei, vă uitați la parametrii din hemoleoncogramă, mai stați liniștiți, mai monitorizați copilul și astfel creștem o societate sănătoasă. Eu încerc în fiecare zi să lucrez cât mai mult la tot ce se numește eu din mine, omul de acasă, omul din societate și tind să vreau să cultiv în mine cât mai mult, pentru că noi întotdeauna putem să fim mai buni și mai buni. Și momentul este că întotdeauna îmi doresc să fiu mai bună, întotdeauna îmi doresc să fiu mai mult decât sunt, pentru că asta înseamnă să tinzi să vrei. Niciodată nu trebuie să te oprești că uite, asta e tot ce poți să faci. Întotdeauna trebuie să tinzi foarte rațional, foarte în limitele valorilor, atâta timp cât asta nu implică să arunci ceva negativ către alții, dar doar pozitiv, asta va cultiva bunătate în noi. Pentru că noi, în acțiunile noastre, ceea ce dăm în exterior, facem asta pentru noi, nu pentru alții. În momentul în care noi așteptăm foarte mare lauri din exterior, e o chestie care poate se va întâmpla, dar poate nu. Și în momentul în care faci doar pentru ca alții să-ți spună că e bine, e o chestie care deja se face pe o durată fals și pe o durată scurtă. Pentru că euul ăsta, într-un moment dat, se va opri de hrănit. Oamenii ajung să îți spună mulțumesc atunci când vor ei, dar nu trebuie să faci asta pentru alții, faci asta pentru tine. Și dacă eu am satisfacție, cine are de zis o să zică, cine nu, e problema lor. E problema mea dacă eu sunt doar în așteptări. Dar de foarte multe ori, așteptările pe noi ne consumă. E o chestie care ne duce spre dezamăgire. Pentru că noi ne creștem așteptările în așa plafon. Doamne, a scos o postare. Ei și? Păi poți să mai fac încă alții 400. Vrei să o scoți? Scoate-o. Nu vrei? Nu o scoate. Nu aștepta să-ți întindă cineva covorul roșu și să-ți pupe mâinile și picioarele pentru asta. E deja de decizia lor câtă cultură au ei când se va întâmpla să îți zic că poate mulțumesc sau nu, sau să aibă față de tine o anumită atitudine respectoasă sau nu, e nivelul lor de cultură. Eu o fac în modelul în care vreau eu să o fac. Eu vreau să cred că străduința nu este în gol, da? Și impactul la toată munca mea, atât pe rețelele de socializare, cât și la cabinete, își are țintit efectele bune către copilașii societății noastre și către părinții societății noastre și nu numai, pentru că urmăritorii sunt foarte mulți și, bine, în cele mai multe sunt România, pentru că dacă sunt în limba română, diaspora țării noastre, da, care este în alte țări, asta e ceva, e o noțiune foarte largă și complexă a fi om bun, da? Noi suntem plini de fel de fel de trăsături, nu suntem perfecți și nu putem să fim perfecți, dar trebuie să tindem să ne înregistrăm la noi acele laturi care ne aduc negativ în viața noastră. Și când noi începem să mai șlefuim acele laturi și să le lucrăm, atunci
o să ne simțim noi bine în corpul nostru. Și dacă noi ne simțim bine în corpul nostru, în activitatea noastră, în psihicul nostru și avem satisfacție, începem să creăm și să mai emanăm un pic de bunătate. Câte un pic, așa. Important este, da, cel mai important este să nu avem foarte mari așteptări și să nu avem momentele aia când ne implicăm foarte mult într-o relație în detrimentul nostru personal. Iată, asta e cea mai mare traumă a mea personală și asta este una dintre laturile de comportament ale mele care eu le zic că sunt foarte negative. Și nu e pe problema celuilalt, e pe problema lui într-un soi, cum spuneam despre conflict. Conflictul este obligatoriu, ca și nu ține în dex, este între două persoane. Dar în momentul în care te pui pe tavă în fața cuiva foarte mult, obligatoriu să ajungi să fii mâncată, știi? Când te pui pe tavă, o să fii mâncată cu furculița și cu cuțitul. Asta e regula vieții. Și nu e problema lor. Nu, absolut. Pentru că nimeni nu te-a obligat să te pui pe tavă în fața lor. Asta e. Implicarea trebuie să fie maximală, dar nu în detrimentul, și asta e o noțiune care trebuie să fie pentru fiecare om, nu doar că ești doctor, pentru că relațiile în societate și cu alți prieteni nu trebuie să fie numai decât cu doctorii și pacient, dar chiar fie el și același, da, partener de viață, da? Tot trebuie să fie o relație conștiincioasă, o relație sănătoasă, până unde te implici, până unde te dărui. Și dacă ai simțit cumva că tot ceea ce oferi nu a fost necesar, înseamnă că o să fie resimțit devalorizat. Pentru că trebuie să ți se ceară acea implicare. Dacă ai venit și ai băgat-o cu deasila, păi sigur că o să ai de suferit, nu? Și e o chestie care, iată, asta e probabil una dintre laturile destul de suferinde și triste, așa, traumante pentru mine. Am trecut și încă lucrez la capitolul ăsta. Pentru că uneori spuneam, deci e o trăsătură care am preluat-o dintr-un model de familie, da? Tăticul meu fiind un om foarte sufletist, așa, și nu e de rău, este foarte bine. Și asta e acea noțiune că orice latură, orice nu ai face, este un băț cu două capete, obligator. Deci este partea și pozitivă și negativă. Și asta aduce, pentru că îți poți crea niște relații, deci am relații de prietenie care nu se compară, adică am oameni pe care mă pot baza la orice oră, orice timp, în orice situație, da? Și pot și să plâng pe umărul la omul ăsta și pot și să mă descarc și pot să fiu sinceră cu tot ceea ce nu mai există, da? De aceea, și asta tot a venit de acolo, de unde sunt aceleași laturi de a oferi foarte mult. Dar pentru unii asta nu e ok. Trebuie doar să faci această orientare. Cui îi dai și cui nu îi dai. Cui îi dai și cât îi dai, da? E o chestie pe care noi învățăm oamenii pe tot parcursul vieții. Când e doar din interes, gata, în momentul în care nu mai poți să fii disponibil sau nu mai poți să ajuți pe acea persoană, începi să înțelegi că, de fapt, nu prea te vede ca un om, nu prea te vede cu emoții, cu trăirile tale, cu viața ta de zi cu zi, te vede doar pe acel interes. Și asta strică relațiile tale. Fericit, da, sigur, asta vezi, o zic mai cum, da. Da, dacă vorbim despre fericire, e o noțiune la fel complexă și fericirea și-o regăsește fiecare în foarte multe lucruri și foarte diferite de altcineva. Eu personal mă uit la fericire în primul și în primul rând în cei patru ochi ai copilașilor și asta e ceva excepțional. Deci ca și ființă umană în societatea asta, cel mai mare noroc a fost și dar dumnezeiesc este faptul că avem acești doi copilași care sunt cu de toate. Așa, cu de toate, absolut. Și ne țin într-un tonus emoțional 24 din 24. Efectiv 24 pentru că și noaptea le place să migreze într-o cameră în alta, într-o cameră în alta. Și asta e ceva extraordinar pentru că dimineața la cafea cu soțul, uneori supărați, uneori foarte, dar de totdeauna, retrospectiv, doar ne bucurăm de lucrul ăsta. Am un soț care este sprijin absolut. Am prieteni adevărați, da, și pot să spun cu exactitate și sunt tot mai puțini și asta mă bucură, da, asta mă bucură pentru că asta înseamnă maturizare și asta înseamnă adevăr,
nu poți să ai prieteni adevărați mulți, niciodată, dar niciodată. Poți să ai foarte mulți amici, poți să ai cunoscuți. Bine, și noțiunea de prieteni, da, o folosim prieteni, da, poți să fii prieten cu toată societatea. Vorbesc despre prietenii aia adevărați, prietenii aia loiali, care sunt și la bine și la greu, sunt necondiționat lângă tine. Am familie, am o, părinții mei, mămica mea și tăticul meu, sunt oamenii care m-au sprijinit întotdeauna. Deci ei au crezut în mine. La 15 ani, când am plecat la Chișinău, de sine stătător, a treia oară era când m-am dus la Chișinău. Da? Deci, în cele mai multe cazuri, mergeam când trebuia să ne cumpere haine și atât. Da? Și au crezut în mine întotdeauna și întotdeauna mi-au spus un verdict în viață. Tot ce faci, faci pentru tine, nu faci pentru mine. Indiferent ce o să decizi, noi o să fim mândri de tine. Și mai am în familie o soră. Deci noi am avut foarte multe etape de viață, timp în care am fost doar cu sora, doar cu mămica. Pentru că suntem cei de până la 90, care, da, 80 și care... Au fost perioade de... Am trecut prin perioada de prestroică cu insuficiențe financiare colosale și am fost pus față în față cu niște etape de viață. Și până acum, în ochii părinților, noi rămânem să fim copii întotdeauna. Și până acum sunt cu aceleași mesaje de a-mi fortifica încrederea și de a nu uita despre valori și de a fi recunoscătoare pentru puțin. Întotdeauna părinții au fost și niciodată nu am avut așteptări de la părinți de genul, deci așa cumva ne-au crescut pe noi împreună cu sora, despre faptul că e o bogăție enormă să te ai ca și familie. Și de fapt esența în viață e despre asta, nu e despre materialism, nu e despre case și 7 udăi, nu, absolut. E despre faptul că atunci când ai o problemă, ai la cine merge să o vorbești, ai cu cine să te descarci. Dacă am nevoie de, pur și simplu, noaptea, da, sunt, când eram în depresia postpartum și acum mi-aduc aminte cu primul copil, păi sunam mămicii și pur și simplu plângeam. Deci, efectiv, plângeam, da? Deci, asta e, te face fericit, e extraordinar. Eu aș vrea să pot să am aceeași dăruire către copiii mei pe modelul părinților mei. Și da, deci, copiii sănătoși, părinții mei în viață, sora mea care are și ea familie și are 2 copii și eu mă sunt super mega pentru că sunt mătușă, soțul meu are încă 2 frați și la rândul lor ei mai au unul are 3 copii și unul 2, deci o familie destul de mare. Părinții soțului, care noi tot îi spunem mama și tata, deci bunei pe linia soțului, copiii noștri au 4 bunei pe toți în viață. Eu nu am avut acest noroc ca să am toți 4 bunei în viață. Am avut 3 doar în viață, iar unul dintre ei am avut doar până la vârsta de 4 ani și jumătate. Avem o pereche de fiini care ne sunt ca și copiii noștri, pentru că câteodată așa mai sunt și ei cu diferite situații și la rândul lor și ei au fetiți. Da, mă consider un om fericit pentru că am o profesie pe care o îndrăgesc la nebunie și tot ce vreau este să fac pediatrie toată viața și să pot să ajut cât mai multe familii și cu siguranță, într-un moment dat, vor veni generații de urmă care vor fi foarte active și asta o să fie, pentru că asta este continuitatea, nu poți să fii doar sus sau doar jos, ești într-o rutină și așa cum se întâmplă să fie. Sunt oameni care învață din ceea ce spun, da, asta îmi dă o doză de satisfacție și fericire mare.